Se convoacă Consiliul Local al Comunei Urbene Județul Bacău în ședință ordinară din data de 17.05.2022 la ora 13, care se va desfășura în sala mare a ședinței, în sala mare de ședință a primăriei Comunei Urbene din satul Urbene, strada Aluzu, numărul 178, Comuna Urbene, Județul Bacău, unde va fi supus analize și dezbatere următor proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local inițiator Copa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea executei bugetului local al Comunei Orbești, Județul Bacău, trimestrul 1-2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului patrimoniului Comunei Orbeni din data de 21.12.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2, iunie, ianuarie, august pentru elevii din învățământul preuniversitar al Comunei Orbeni, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, actualizarea și transpunerea în formă GIS a planului urbanistic general, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC de gaz grid Iesată cu Mureș pentru teren aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere conductă de gaz, gaze naturale și realizare branșament, gaze naturale, presiune redusă, strada Arinilor, strada Șipotei, strada Răzeșilor, strada Făinești, strada principală, strada Cucovei, strada și strada Țuțulești, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxele speciale pentru anul 2023, inițiator Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Orbeni, Județul Bacău, cu UAT Județul Bacău, în vederea finanțării activității protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator Popa Costache. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor a Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 25.05.2022, inițiator Popa Costache. Raport 10. Raport privind starea economico-socială a UAT Orbeni, Județul Bacău, prezintă primar Popa Costache. Dăm primul să vedeți să ne prezinte din ce nu. Supunem la vot. Cine este pe-a? Dau citire cele ce urmează. Procesul verbal al ședinței Consiliului Local Orbeni, Județul Bacău, din data de 21 aprilie 2022. Astăzi, 21 aprilie 2022, are loc începând cu ora 8 și cu desfășurare în sala de ședință a Primăriei Comunei Orbeni din satul Orbeni, strada Aluz, numărul 178, Comuna Orbeni, Județul Bacău, ședința extraordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analize și dezbatere proiectele înscrise pe ordinea de zi. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului urbanistic general și a măririi suprafeței intravilanului Comunei Orbeni, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale și branșamentele din satele Orbeni și Scurta, Comuna Orbeni, Județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, inițiator primar Popa Costache.
Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru, are cuvântul secretarul Comunei Europene care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare, președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru, președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul numărul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului urbanistic general și a măririi suprafeței intravilanului Comunei Vorbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Vorbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, are cuvântul secretarul Comunei Vorbeni care dă citire materialului aferent, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, 2 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale și branșamentele în satele Orbeni și Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, inițiator primarul Comunei Orbeni, care deschide materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, președintele de ședință declară închise lucrările prezente ședințe. Mulțumesc. Se supune la vot. Cine este? Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator Popa Costache. S-a dat demnitorul de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Teorben și al proiectului de hotărâre. Deci, în baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2022, a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni va suporta următoarele modificări. La partea de venituri s-a suplimentat cu suma de 24.500.000 lei, o diferență pentru programul PNDL2, vorba de obiectivul de investiții cu construire de grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurta, suma ajupis pentru ajutorul de încălzire, 8.400.000 lei, și o creștere ușoară asupra venit, partea de venituri a venit din impozitul pe termen extragram cu 15.000 lei, total venituri 47.900.000 lei. La partea de cheltuieli au fost repartizate astfel, pe partea de cheltuieli de personal, 5.000 lei la capitolul 5102 Autorități Publice și Acțiuni Externe, la capitolul învățământ, cheltuielile cu carburantul și lubrifianții, 5.000 lei, la cheltuieli de capital, partea de construcții, 24.500.000 lei construire la obiectivul de investiții construire grădinițe cu 3 sălători de plasată scurtă, la capitolul 6802, asigurări și asistență socială, pe partea de bunuri și servicii s-au suplimentat cu 3.000 lei la încălzit iluminat forță motrică, 1.000 lei la carburant și lubrifianți și 1 la hrană pentru oameni, 1.000 lei. La partea de asistență socială, vorba de aceea 8.040.000 lei pentru ajutor, plata ajutorului de încălzire. Deci, total cheltuieli 47.90.000 lei. Bugetul de venituri și cheltuielile luate Orbeni pentru anul 2022 va avea următoarea formă. Pe partea de venituri proprii, 1.390,30 lei total an, repartizați pe trimestru. Trimestru 1, 403.000, trimestru 2, 434.000, trimestru 3, 427.05 și trimestru 4, 426.25.000 lei. Sume de facturi din TVA, 3.630 pe total an, 891 trimestru 1, 860 în 2, 3.795, 4.084. Cote de falcate din impozitul pe venit, 1.571.000 pe total an, 392.75 trimestru 1, 392.75 trimestru 2, 3 și 4, la fel. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice locale, 280.80 lei, din care, pentru PNDL, finanțare PNDL, 195.60, în trimestru 1 repartizat 171.10 și în 2, 24.50, și o finanțare de la JUPIS, 85.20 mili total an, 76.80 în trimestru 1 și 8.40 în trimestru 2. Total venituri, 6.872 de lei, 0,10 mili lei pe total an, repartizat în trimestru 1, 1.934.65, 1.719.65 în trimestru 2,
1614,90 pentru semestrul 3 și 1603 pentru semestrul 4, parte de cheltuieli. 7322,10 lei, repartizație între semestrul 1, 1984,65 lei, trimestrul 2, 1892,15 lei și trimestrul 3, 1792,30 și 1653 trimestrul 4. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați să dispuneți emiterea unei decizii în vederea unei hotărâri, în vederea bunei desfășurări activității Oate Orte. Și o să dau cei de proiectul de hotărâre. Raportul de compartimentului de specialitate, adresa privind încasarea de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale, dacă o asume de 1,40 lei și încasarea de la Ministerul Dezvoltării a sumei de 24,50 lei, referatul de aprobare automată și în baza prevederii de 273/2006, modificată și actualizată, legea bugetului de stat pentru anul 2022, propune articolul 1. Se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează. Nu mai dau citire citilor cât am citit anterior. Articolul 2. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 8,40 lei ajutoare de încălzire, combustibil solid sau petrolier, sub încasatul de la Agenția Județeană de Prestări Sociale Bacău. Articolul 3. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 24,50 lei pentru obiectivul de investiții construire grădinițe cu 300 de grup în satul Scurta, comuna Orbea. Și articolul 4, sumele înscrise în buget de anul 2022 vor avea baza legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Cam asta ar fi o primă rectificare de anul ăsta. Local al Comunei Orbeni de sub Bacău, trimestrul 1, 2022. Da, o să citesc raportului privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul 1 din anul 2022. Bugetul propriu al Comunei Orbeni elaborat și aprobat și executat în conformitate cu prevederile articolului 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, a legii bugetului de stat pentru anul 2022, a legii 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. La data de 31/3/2022, situația execuției bugetare se prezenta astfel. De secțiuni. Secțiunea funcționare. Secțiunea funcționare 1.302.800.000 lei. Prevederi bugetare trimestrial 1.345.300. Încasări realizate 1.871.467 lei. Încasat 139,12% din prevederile trimestrului cumulat. Pe partea de cheltuieli, avem repartizați ca buget, prevedere bugetare anual inițial 1.302.800 lei, repartizat în trimestrul 1, 1.345.300, încasări 969, cheltuieli 969.108, rezultat 72,04% din prevederile trimestrului cumulat. La secțiunea de dezvoltare, venitul din secțiunea de dezvoltare 589.350, repartizat în trimestrul 589.350, încasări realizate 175.967, realizat 29.26% din prevederi trimestrul cumulat. Cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare 639.350 pe prevederi bugetare anuale inițiale, prevederi bugetare trimestriale cumulate definitive 639.350, încasări 175.966, realizat 27,53% din prevederi trimestrul cumulat. La sursă autofinanțate,
parte de venituri 137.000, prevederi bugetare cumulat definitiv 137.000, încasări 161.037, realizat 117.55 lei, procent din prevederi trimestru cumulat. Și pe partea de cheltuieli avem 137.000, prevederi bugetare trimestrial cumulat definitiv 137.000, încasări plăți efectuate 105.226 lei, realizat 76.81, excedent 55.811 lei. Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea legii 273/2006, a finanțelor publice locale cu modificări și completări ulterioare, a legii numărul 82/1991 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. Execuția bugetară a trimestrului 1 pe anul 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a comunei Lugăni, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate din prim bugetul propriu. Din analiza execuției prezentate, reiese că nu sunt necesare niciun fel de măsuri de redimensionare a cheltuielilor. Să se dau citire și proiectului din hotărâre. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Oradea pe trimestrul 1 anul 2022, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Conducerea de îndeplinire prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Oradea. Dacă sunt întrebări. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem la punctul 3, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunii Orbeni la data de 21.12.2020. E 31.12, o să vină cu rectificare aici. Da. E 31.12. Dar e inventarul de la ce an, de aia. Da. Dar e inventarul de la ce an. Deci, întâlnirea prevederilor articolul 7 din legea contabilității, numărul 82/1990, republicată, cu modificări și completări ulterioare, de articolul 2 din OMF 2861/2009, privind aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură a activelor, datorilor și capitalelor proprii, precum și ale articolului 289 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, prin codul administrativ, care stipulează. Toate bunurile aparținând unităților administrative teritoriale sunt supuse inventarierii actelor. Consiliilor locale li se prezintă anual de către primar un raport asupra situației gestionării bunurilor, ținând cont de prevederile articolului 289 din nou gen numărul 57/2019 codul administrativ, prevederile legii contabilității numărul 82/1991 republicată, care la articolul 7 stipulează obligativitatea unităților patrimoniale de a efectua inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv, cel puțin o dată pe an. Prevederile OMF numărul 2861/2009 privind normele, privind aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datorii și capitalul proprii, care la articolul 2 menționează că răspunderea pentru bună organizare a lucrurilor de inventariere, potrivit prevederilor legii 82/1991, republicată și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului decrete sau alte persoane care are obligația gestionării entității. Propun spre analiză și în vederea aprobării de către Consiliul Local al Comunei Orbeni al procesului verbal numărul 122 din 6.1.2022, care cuprinde rezultatul inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni la data de 31.12.2021. Trecem la revistă și procesul verbal de inventariere. O să-i dau citire. Anexele nu cred că e cazul să le mai desfășurăm pe groază de cifră. Dar în linii mari, e bine să știți că acum sintetica la părea situația la 31 decembrie 2021. Deci procesul verbal al Comisiei de inventariere din data de 31 decembrie 2021. Comisia formată din
Pana Gheorghe, secretar Damian George Dan, membrii fiind Viorica, Costea Maria și Radu Florin, am procedat la inventarea anuală a activelor fixe, stocul și obiectivul de inventar, contul de creație, datorii și disponibilități existente în patrimoniul instituției la data de 31.12.2021. Imobilizările corporale au fost inventariate prin identificarea lor în teren. Deci, pe gestiuni, primăria acum contul de patrimoniu la active fixe necorporale, 119.784,55 lei, evaluare de solduri scriptice și valoare de inventar la 31 decembrie 2020, preluări. La cartele terenuri avem terenuri în valoare de 9.594.950 lei, construcții 31.714.087,40 lei, instalații tehnice și mijloace de transport 1.346.260,52 lei, mobilier pilotică și alte active fizice corporale 471.645,96 lei, titlul de participare necotate 100 de lei, euro de acțiuni care le avem la zi, amortizări privind activele fizice necorporale 36.971,81 lei, amortizări privind activele fizice corporale 428.424 lei, în domeniul public, cont 103, cu valoare de 41.598.697,25 lei. Domeniul privat, active fixe neamortizabile, cont 104 și avem o valoare de 205.961,06 lei. Act domeniul privat, fixe amortizabile, 1.416.007,17 lei, active în curs, din care modernizare drumului, DR250 și DR158 și consolidare privată chiriții, 96.680,99 lei, modernizare drumului de interes local Orben și Scurta, Pod Biserica, Adormirea Maicii Domnului, 452.702,85 lei, modernizare drumului de interes local, strada școlii și pod, construire pod Munțoi, 28.809,90 lei, modernizarea drumului de interes local, în satele Orben și Scurta, strada Țărna, Țarna, Luz, Bătării, Pietriș, Viilor, Deie, Nicolae Negri, Salcânul, Luminii, Grigore, Bădărcă și Potifăinești, Cucovei, și construire pod Biserica și construire pod la, la strada Cucovei, strada Biserica Albă, Biserica Nouă și Bradului, 161.561 lei. Modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta, strada Dos Orben, Biserica Ciuca, consolidare pod punct Chiorcea, construire pod punct Sumanară, construire pod punct Albers, construire pod Damian Scurta, construire pod Zintaro, Scurta, avem 121.975,35 lei. Planul de urbanie general 68.316,07 lei, construirii cămin Scurta, 72.015,99 lei, drumuri, amenajare curte interioră școală primară de Scurta, 17.120,38 lei, construirii grădinței Scurta, 1.262.099,97 lei, reabilitare și extindere și dotare dispensar Scurta, 47.788 lei, reabilitare școală gimnazială numărul 1 cu clasele 8 Orben din satul Orben, Comuna Orben, județul Bacău, 78.103,05 lei. Creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orben la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT, 6.925 lei. Extindere de distribuiții gaze naturale, etapa 1, strada Părului, Tineretul, Plătăriei, Școala Veche, strada străină Elena, 2082,50 lei, extindere modernizare rețelei iluminat public, iluminat casnic, strada Silozului, Biserica Nouă, Bradului, Școlii, 5110 lei, stocuri de materiale consumabile, carburant și alte materiale consumabile, total 15.525,28 lei, din care carburanți 4.529,68 și alte materiale consumabile 10.995,60. Obiectul de inventar 328.482,68 lei, timbre poștale 3.283,03 lei, furnizori pe total 12.500, din care EUR 6.759, ADIS-ul 5.839, creanțe ale bugetului local, contul 464 lei,
943.188 lei, rezultatul execuției bugetului local 593.495.98, disponibil sume de mandat 28.346, disponibil în activități venituri proprii 356.382. Deci asta ar fi soldurile și conturile la 31 decembrie 2021. Și aici am avut inventarul detaliat de fiecare compartiment, de fiecare gestiune parte. Îți dau citire și raport proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni la data 31.12.2021. Articolul. Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni la data 31.12.2021, conform anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se acordă casarea pe următoarele mijloace fixe și obiectul de inventar, deoarece acestea nu mai fi folosite datorită gradului ridicat de uzură, după cum urmează. Și sunt înșurate aici o serie de mijloace fixe, lături imprimante, ce mai avem, și obiecte de inventar ieri, obiecte de inventar, care au de foarte multă vreme inventar și am căutat să le casăm. Cu ducerea de articolul 3, cu ducerea de plinirea prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Orbeni. Și articolul 4, prezenta hotărârii, se comunică primarul Comunei Orbeni, contabilul instituției prefect, cu nici de tribacul și se afișează în locul special angajate prin grija secretarului Comunei Orbeni. Da. Dacă sunt interviți. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantul burselor aferente anul școlar 2021-2022, semestru 2, lunile ianuarie-august, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău. Da, începem cu referatul de aprobare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2, lunii ianuarie-august, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău, prevederea articolului 82 aliniatul 1 și aliniatul 2 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificarea criteriilor ulterioare, articolul 4, anexa criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevederea Ordinului Ministerului Educației, Cercetării din și Sportului numărul 5576/2011 privind acordarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, prevederile hotărârii de guvern numărul 1064/2020 privind pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență care se acordă în anul școlar 2020-2021. Adresa Școlii Gimnaziale numărul 1 Orbeni, 3341, din 16.05.2022, prin care este comunicat numărul de burse și cuantumul aprobat în cadrul Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022, semestrul 2, lunile ianuarie-august, prevederi legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificate, prevederi articolul 88-87, articolul 129, aliniatul 1, aliniatul 2, litera ABD, aliniatul 4, litera A, aliniatul 7, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, prin cod administrativ, cu modificări și complete ulterioare. Având în vedere cele expuse anterior, vă supun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor referente anului școlar 2021-2022, pentru perioada ianuarie-august. Și, cum vă spuneam mai da, să citesc și proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă numărul și cuantumul burselor aferente anului școlar 2021-2022, pe semestru 2, lunile ianuarie-august, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău. Astfel, burse de merit în cuantum de 41, burse de studiu 16, burse de ajutor social 34. Articolul 2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, semestru 2, lunile ianuarie-august, astfel.
100 de lei pentru fiecare bursă de studiu, respectiv bursă de merit, pentru elevii cu media cuprinsă între 9 și 9,99. Și 150 de lei pe lună pentru fiecare bursă de merit pentru elevii cu nota cu media 10. Articolul 3. Numărul de bursă va fi comunicat de către Școala Gimnazială Mărul Orbeni, Consiliul Local Orbeni, în vederea alocării sumelor necesare pentru din bugetul anului 2022. Articolul 4. Criteriile de aplicare a bursilor se stabilesc în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Generale Mărul Orbeni, în limita fondurilor stabilite prin bugetul local. Articolul 5. Răspundere pentru încadrarea în vedere generală și specifice de acordarea bursilor devine fiecare operator terțiar de credite. Articolul 6. Plata bursilor prevăzute în prezenta hotărâre este condiționată de alocarea resurselor financiare necesare pentru acordarea bursilor de către Guvernul României. Primarul Comunei Orbeni de Bacău, prin intermediul compartimentului contabilitate, precum și operatorul terțiar de credite, vor duce la îndeplinire prezenta prevedere prezentei hotărâri. Articolul 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiție legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificări și completări ulterioare. Articolul 8. Secretarul General al Comunei Orbeni va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Orbeni, instituției prefectului, persoanelor prevăzute la articolul 6 și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da. Suma totală pentru alocată pentru bursă este 1.124.000. Da. E o sumă consistentă pentru numărul stabilit de către Consiliul de Administrație al Școlii. Deci, necesar, suficient de funcționare de față. Vom vedea până la final. Sunt intervenit. N-am reținut sau n-ați precizat? Care este sursa de finanțare? Anul integralitate este asigurată pentru perioada de primire. Putem suma, în momentul de față, ce am alocat la construcția bugetului local, este suma alocată din taxa pe valoare adăugată, alocată de către statul român. Da? Și din ce prin bugetul local. Deci din bugetul național? Da. Din taxa pe valoare, din TVA, sume din TVA. Da. A fost aprobat la bugetul inițial. Știți ce n-am reținut? Care este motivația care îi împinge să dăm asemenea sumă? Mâine după mine, mi-e teamă să mă aud că mi-a dat o sumă și celor care participă la slujbă la biserică. Ați crescut și voi, dar ați fost ei legi. Nu am auzit de sume de astea date ca să vii la școală. La școală nu vii ca să iei bani. Noi suntem obligați să respectăm legea. Pentru copilul practic potrivit legii. Nu, noi doar aruncăm sume în condițiile care... Dar la școală vii pentru că ai dorința de cunoaștere. Păi cum să satisfaci? Că te plătesc? Eu nu mă pricep asta. Am împătrânit așa de rău? Eu zic că la școală nu vin ca să mă plătești. Sincer, cred că... Ne depășește subiectul ca să putem răspunde la noi la întrebarea asta, dar avem obligația legală să alocăm astfel de sumă. Rămâne de datoria profesorilor să salveze bugetul. Nu, deci, da, nu e de asta. Asta cred că e rostul Consiliului de Administrație. Știu ce spune domnul. Faptul ce avem ca să vă neapărat ca și neapărat împotriva cu idei, ca idei, știu că nu. Dar știi ce? Știu. Ne-am depărtat mult prea mult. Pentru că acum câțiva ani, ne hotărăsăm să stimulăm doar performanța la școală. Acum a fost mai dat și curse de studiu. Adică, chiar dacă nu i-a zis și sau nu a fost la Olimpiadă, dar dacă a făcut acolo din nou nu știu cât, la abonez, într-un fel, la bani public. Nu știu, dar la urmă își face doar că nu e dată lui, e nevoia lui de cunoaștere. Și a familiei, și a părinților. Eu, sincer, eu l-aș primea doar prin cel care nu primea la Olimpiadă. Îi dau tot, cu tot respectul, îi dau acolo o sumă, iar ceilalți, nu știu ce. Să acordă și astfel de premii și Consiliul Local poate lua astfel de inițiative, ca cei premiază care completul dumneavoastră și ar fi foarte bine să avem un număr cât mai mare, nu dacă există la ora actuală, să fie de la nivel de Comuna Orbeni un premiat la nu știu ce Olimpiadă. Și dacă observați, și Consiliul Județean și alte consilii locale, sigur, premiază astfel de situație și e un lucru bun și meritor, la urma urmei chiar îl merită.
Dar aici Consiliul de Administrație, vedeți dumneavoastră că joacă cel mai important rol în toată treaba asta. Dar prevederile legale sunt cele care trebuie respectate. Știți, dacă vă amintiți anul trecut, la nivelul din municipiul Bacău, a fost un scandal imens, nu? Raportat la acordarea burselor. Au fost discuții, paradiscuții, hotărâri și... Nu mai știu ce s-a întâmplat acolo, dar până la urmă s-au dat. S-a creat și Asociația Elevilor, care a făcut presiune, atât pe Consiliul Județean sau pe Consiliul Local, ca astfel de acolo, care sunt pregătuți în lege să fie acordat. Și intră în sarcina din câte observați și noastră a Consiliului de Administrație. Doar noi aprobăm valorile și suntem de acord în oarecare măsură ca bursele să fie acordate conform hotărârii decizii Consiliului de Administrație din cadrul școlii. Sunt niște criterii, să știu, sunt prevăzute de divorțul Ministrului de Educație, da? Fiecare rolul Consiliului de Administrație l-a respectat și de acolo stabilit că, în urma analizării dosarelor, rezultatul numărul din dosare cea de astfel de sume. Sumele au fost alocate, deci nu din bugetul local, dar prin bugetul local, din taxa pe valoare adăugată. Știți ce îmi scapă mie? Motivația pentru care acordăm astfel de sume. Nu, ce mă urmăriați când dau un bar? Nu mergi prezența, nu vin la școală, nu obțin performanță, nu învață, n-au pentru ce învăța. Termin în 10 clase, n-au mulțit tot. Dar ce plătesc? Păi vedeți dumneavoastră că... Când scoți un ban din buzunar, nu vrei să obțină tot. Ba da, dar din câte vedeți în material, sunt trei categorii de burse, da? Și să știu ce stau... Cele burse de merit, spuneți că sunt pentru rezultate deosebite, da? Care primesc 100 de lei între nota 9,89-99. Face diferența cei care beneficiază de nota 10. Astea sunt cele care... Nu sunt multe. 40 ce nu? Nu sunt multe. Dacă le adun, iese 41 pe burse de merit, plus 16 pe studiu, care fac 56. Plus 30, am vorbit de 70-80 de cazuri. Se lumina și cu unul în clasă, unul în clasă. E clar, da, așa e. Dar cât e clasă? Nu așa de multe, dar mai mult. Dacă facem procentul, sau 15-20% care beneficiază. Au fost criteriile, au fost o leagă, cred că mai... Hai să nu zic SDN, da? Plus că vorbesc din medii de la 9 la 10 ceea ce s-a întâmplat să nu facă mâine, mă leți, mă nu. Păi, bursele astea, cred că s-a locat pentru clasele 5-8. S-ar putea la 1-4 să fie doar cazurile sociale. Atât, pentru că din gura noastră au venit de... Deci informațiile de care le avem, ca să nu zic altfel, după cererea lui clientului. Deci e vorba de decizie care nu luați Consiliul de Administrație în cadrul școlii. Ei cunosc foarte bine situația acolo. Dar procedura legală spune că aprobarea finală o dă Consiliul Local. Da. Stăm bine la aparat, trebuie să împartuiți. Ei care spune. Dar anul trecut a fost un an problemă, când banii de intervenire n-au fost suficient și știți că am intervenit doar de vreo 50.000, că era scandalul cu scapa și aveam destul de probleme în cazul în care n-am fi fost de acord ca sumele astea să fie alocate. Să dea Dumnezeu să ajungă la copiii care merită și să fie, nu știu, un stimulent, nu știu, ceva care să-i atragă, să... Este adevărat că în România, în ultima perioadă, din dorința de a rezolva o problemă, băgăm mâna în buzunar, știți, ca să închidem mai curând gura. Dar, fraților, care e problema rezolvată? Ai pomenit cuvântul problemă. Care e problema? O, atenție. Eu aici, așa, vis-a-vis de proiectul ăsta, și unul de ăsta, că nu e nici primul și nici ultimul care o să-l aprobăm. Eu cred că fiecare tip de bursă vine și definește scopul ei, da? Am o bursă socială, da? Copil care provine dintr-o familie oarecare, să zic, probleme financiare, bine, să ajute un pic copil care, aici nu știu, mă întreb și eu dacă cumva pot fi cumulate bursele astea, pentru că pot să am un copil într-o familie cu probleme financiare, dar care învață foarte bine. Nu știu, aș fi curios și eu să văd dacă se întâmplă lucrul ăsta. Doi, pot să am un copil care are niște probleme de sănătate și atunci vine să completeze, poate, nu știu, tratament medical, ceva ce e necesar. Deci tot asta e cer, da, e clar. Deci au mai fost și în alte vorbă, da, poți să știu. Pe minimă satisface, mă mulțumești și o acoperă. Că ducem discuția în zona cealaltă, că ori de câte ori în România acum v-am zis, vrem să rezolvăm o problemă, băgăm la buzunar, creăm o bursă, o chestie, le-o dăm, le-am închis gura și sănătate. Nu rezolvăm problema în esență. Eu mă ajunge cu discuția în altă parte. Duci copiii ăștia la clasa 8-a, au probleme sociale, au probleme financiare, au medii deosebite, au tot ceea ce reflectă bursele de astăzi,
cât de greu este unui părinte sau unei familii, și întrebam persoanei care sătul dintre ei chiar și factorul decizii, cât de greu este unei familii în ziua de astăzi să susțină la o facultate de medicină un copil. Cum am aflat, spre exemplu, că unul din copiii familiei Garea este sau își dorea să fie la medicină. Și îmi pun și o întrebare. Și atunci existența unei burse pe termen lung, cum vedem în afară, da? Că-ți vine industriașul sau îți vine corporatistul. Și zice, domnule, eu pot să susțin, da? Nu știu, la noi de demanul poate început să facă primii pași în sensul ăsta. Îți ia copilul în facultate, da? Că este bun, într-adevăr, din prima zi de școală și până în ultima. Și îl susține. Să vedeți cum chiar și ai noștri care au posibilități, dezvoltă, de demanul s-au băgat inclusiv în industria farmaceutică și în multe alte domenii. Adică l-a dus pe om până la capăt și ceea ce l-a învățat și tot ceea ce ai cultivat în el în ani de zile de facultate, de rezidențiat, se întoarce în colectivitatea din care l-a plecat și nu se mai pleacă medicii din țară. Așa dacă la ora 8, la clasa 8-a, tu ai întrerupt fenomenul ăsta, l-ai lăsat în sat cu 8 clase, probabil. Deci trebuie să privim mai departe, cred. Noi oricum ne ducem de lucru, că se vede clar, să mai oferim diplomat. Pentru că nici măcar la nivel central, nu văd o preocupare din stimularea inițiativii private. Păi de acolo vine tot legea asta care îi dă banii. Deci asta nu se nu știu, noi nu suntem în stare. Și Dumnezeu, un om, un ajutor, un ajutor. Dai la copilul ajutor, dai și un tatu ajutor, tu vine la primărie, bate la ușă, dai și vrei ajutor, dă-i un care vine cu căruța, care pachete acasă, și mai mișești în țara asta, că eu nu știu, zău, mai te împrăști care încerc, nu gândim nimic. Pentru că o să ajungem, că am înțeles că în gradul de apărare e ceva de speriat. Și cum doar, cum și în condițiile astea, o scăldăm în bun, așa, hai, dă-i, dă-i și de... Până când, cine îi plătește? Că la urmă, când mâine, mai spune serios, astea trebuie, poți să vină, cu ce plătești? Nu știu, dacă mai avem un pietre care să mai producă ceva. Un prânz costă mai puțin decât să faci o fabrică. Evident. Că, nu, știți ce suntem? Eu sunt de acord. Deci sunt ca presul, ca om. Sunt de acord cu o serie de măsuri de protecție sociale. Trebuie luat. Dar, în paralel, nu văd nicio măsură de stimulare a inițiativei private. Deci, da, punerea în valoare a bunurilor cu care Dumnezeu nu a existat, cu pământul ăsta, cu apă, cu tot, cu dealul, cu mult, cu ce mai are, nici o măsură. Noi, parcă ne pregătim să o părăsim. Eu nu știu, am senzația mea cum ne văd de astea, și văd, după noi potropă, cam așa de bun. Nu, în ideea asta, sincer, mă spări, când văd că tot aruncăm cu bani. Am fost la școală și am mers cu două mâini și în geantă. Nu o să-ți nimic de omul. Am văzut că trebuie să învăț. O asta, vrei să ajungi să mergi într-un camion cu toți banii ăla? Nu ce, nu învăța. Asta, nu fă, du-te înapoi. Deci era un... Mai seamănă perioadele între ele? Mai seamănă perioadele între ele? Nu seamănă de mult. Din păcate nu seamănă. Pentru că le oferim prea multe lucruri. Uite, m-am gândit, Doamne ferește, la o pandemie, la o chestie de asta. Voi nu ai învățat copiii să ne iarbe de jos, măi, frații. Nu mai am omor de aia clar. Ferească Dumnezeu să nu meargă în jos de microbus. Ferească Dumnezeu de epidemie. Ferească, pentru că noi copiii nu îi pregătim mai pentru viață. Ferească Dumnezeu de un cer cumplit în ianuarie, când erați copii și când veneați cu fularul la cură și era înghețat fularul de fric și de asta. Ce faci cu copiii ăștia? I-am înfășat prea mult. Noi nu-i pregătim deloc pentru viață. Nu e bine așa. Singurul loc când ia contact cu aerul, eu am rătătător de educație fizică. Iar eu fac cum o fac și ea tot. Și acolo am văzut, iar probleme, sar pe profesor, că e și consărit, că e proscritit în vieșe, că îl doare nasul, că îl doare unde. Noi nici părinți îmi zic educați pentru asta. S-au învățat. Noi nu găsim un echilibru. Am sărit de la a merge de jos 7-8 km la corpălea asta, care zău nu e bună. Sincer nu e bună. Le-am pus pe muncă, hai, gata, hai, ne plimbăm, hai, sus în mașină, fug acasă. Are părți bune, măsura asta, dar sunt și o serie de părți care ne va afecta și în urmă numărul copiilor obezi, la cei cu diabet, care sperie. Și nu zice nu ne sperie, ca nații ne sperie. Dar nu vă e problema asta, ci pur și simplu, așa cum spune bine, spune,
нынешним проблемам. До этого как Гартман, знаешь, а результат треба. Ми результат. Я це доглядаю. Ми результат. Це треба, так, як у негативі. Так, так, якщо так у Гартмані, так, по католському місту, există și te obligă, te determină. Dacă în schimb intervin cu măsurile constrângere. Dar ușor, pe toate, a fost ajutat asociația. Amintești că în 2001 aveam 340 dosare. Și după ce măsurile am început să le măsurile, ne-au rămas cu 60. Pentru că tot legea a venit și e corectată. Mai ai un tractoraș? Nu, pare rău, nu. Mai ai un reputat de pământ? Du-te și amuncești. Nu mai poți, nu din cartel. Și ușor, ușor, fără nicio scandal, fără evenimente sociale, oamenii au înțeles că dacă mai ai și o posibilitate asta, te poți refugia, să mai cimuncești de tot. Și e rușinos că trebuie să-i spui, dar cam asta a trebuit să fac. Iar cu bursele, sincer, nu știu, am găsit aici, am văzut și numărul destul de mare, nici motivația pentru care le acordați, nici nu aveți și, mă rog, poate bătăia de guvern. Dar motivația pentru care le dau, mie îmi pare că lipsește. Și nu e, nu face, nu ca noi că nu vorbim, mai de mine. Înțelegeți, contextul, pentru că nu este unul care să stimuleze, totul să învețe. Slăbuți. În astfel de situații, diferența o fac oamenii, știți? Care oameni? Toți oamenii. Vorbesc de stimulare. Uitați o temă, da? Îți vine un investitor în comun, cu ce poți să-l aduți? O idee. Doi. Nimeni nu te împiedică pe tine ca, nu mai sunt dascăl, vreau, dar sunt profesor sau personaje care stau în spatele unui catedric, să facă diferența la ora de sport. Înțeleg, asumându-și ideea că el are doar o oră la dispoziție, dar ora este singura oră în care poate să facă ceva cu un copil, pentru că acasă sigur nu face. Doi, copilul ăla înțelege atât cât îi se oferă sau știu eu de informația și mediul în care este poziționat la un moment dat. El poate să fie sortit, să aibă un destin bun. De ce? Că așa a vrut Dumnezeu. Dar odată pus în mediul ăsta al școlii, el nu poate fi ajutat decât dacă întâlnește pe cineva care îl poate ajuta. Și atunci iarăși intervine omul, care oamenii întotdeauna pot să facă diferența, oricât de greu ar fi. Cu pandemii, cu război în coastă, cu orice ar fi. Întotdeauna oamenii fac diferența. Nimeni nu oprește pe nimeni. Dacă vrea să facă mai mult, chiar să facă. Mergi pe stradă, vezi o hârtie jos. Poți să o iei, poți să o lași acolo, poți să treci mai departe. N-ai să schimbi realitatea, societatea, lumea, dacă o revii tu. Dar dacă te vede unul și înțelege partea bună a lucrurilor, în loc să râde de tine, o să facă și el la fel. Oamenii fac diferența. Ideea fiecare acolo unde este, astfel, poate schimba ceva. Ideea în sine este bolnavă. Cum eu să te plătesc când veți? Dar nu este după... Atenție, școala Orvei nu are doar 70 de copii, are 400 și ceva de copii. Nu îi regăsiți în lista asta. Este o prostie. Cum să nu? Pentru că sunt după mine. Legătura între amărâtul ăsta de leu și învățat este o câmpie. Nu pentru asta am plăcut. Nu pentru un leu, nu pentru un milion. Nu învăț pentru nevoia mea de cunoaștere. Copilul așa trebuie. Nu învață tatăl că ți-o ceas. Învață tatăl că ți-o bicicletă. Știi de aici. Și nu-l luați tot care trebuie. Și nu-l luați bicicletă. Nu. Nu am încercat atunci. Nu e bine. Dacă e pus în față un obiectiv, până nu mă depinește, da? Lasă, nu-l crapă. Nu are pentru asta. Pune eu câteva față. Când mă depinește, țineți cu mâine. Ești părinte. Din păcate, să practic. Să practic, dar știu, știu, ce dăm prea, ascultă, ca părinți, ce dăm prea ușor la niște, nu știu cum să zic, presiuni din partea aia. Hai să-i arăt că-s bun, hai, bunătate la asta, știți, hai, lasă-i cu indulgență. Aici s-au renunțat la vechile principii pedagogice. S-au renunțat la respectul față de elev, combinat cu exigența față de elev. Da? Îi cer, dar și oferă. Sau invers, îi oferă, dar și cer. Recompensă și motivare. Chiar și nu se poate una fără alta. Mi-ai venit cu nouă cățanță de cu 10? Nu, îmi pare rău, nu vezi. Hai să zic cu 10, uite, ai acolo un cui, stă, eu știu, un vechi. Așa, nu e motivul nimeni. Iar cu banii și cu învățarea, dacă o ținem așa, vă ascultați-mă, performanță de vor scădea. Profesorii vor fi tentați să mai lese o jumătate din nou, și în loc de nouă, azi dau 10, că ia și el o bursă.
Iar și la anul ăsta aveți mai multe, vă asigur pentru asta, că vor ceta ușor la pensiuni. Și profesorul, a, deși să pun eu vreau cu părintele, cu Mirta nu, dar dau să zice la asta, dar nu dau de la mine. Opa, ba da, vede de undeva. Vede de unde pleacă treaba? A, da, asta nu, de la noi pleacă. Pentru că eu am strâmbit cu mănuțul ăsta. Băi, mai că vrei să te turbă o comunitate, aruncă-le mă un bani, mă, dar a dracu meu, că bani nu mă ce dracu. Asta se întâmplă. Sunt familie, se întâmplă. Sunt familie, da, da, corect. Păi, dacă la școală se practică, familia poate să rămâne, vrei legată de școală. Nu școală, familia merge de mult. Gândiți-vă la un paradox, avem 5-20 de în care vorbim despre copiii care au primit ceva. Școala Orbeni este formată doar din acești 70 de copii. Școala Orbeni are 400. Din care 70 de copii beneficiază de drepturile astea. Aia ce fac? Îți proști toți, îți buni toți, nu merită. Îți din familii bogate. Aia sunt subtii. Ascultați-mă, se creează și o discordie. De cei care vor lua și vor fi la limite, deci vor lua, vor luați, ceilalți care nu o să ia. Când vrei să tulburi o comunitate de amici, ești bani. Și te râzi de ei cum vrei. O, dar știți ce rezolvă situația asta? Rezolvă situația asta? Rezolvă situația asta, e scăderea natalității. Termenul. Nu, nu rezolvă nici. Dar nici nu rezolvă. Eu nu rezolvă asta de natalitate. Păi, și a cursurilor sociale, cele de mere și nu mai faci un prostiul, restul din copii. Dar trebuie să ajungă și la performanța lor să ia nota 9 și ca să beneficieze de un drept. E și un stimulent, dându-l o parte pe alea socială. Dădeai locul tâi școlăniță? Dădeai. Și era o mare bucurie că primeai o carte, primeai o coroniță sau primeai ceva. Nu primeai bani, pe vremea nu s-a lucrat bani. Decât în situații nu judecate, n-am văzut niciodată. Nici o situație nu s-au vedut bani. Nu. Să cumpărau, cum îi cumpărau, cu acordul părinților sau profesorul sau școala sau cine punea bani acolo, direct cu părinții, că așa era situația, cumpărau. Nu știu câte cărți și își pregătea fiecare conducă la primul. Nu, 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 sau venea. Era o altă cale. Era un fond. Și era o mare bucurie și o mare satisfacție când te ridica pe scenă, îți dădea coronița și o carticică sau ce îți dădea acolo. Era o chestie. Acum, bani. Mai nou, toate se învârță în jurul bani, din păcate. Dar stimulentul celor 70 de copii că sunt aici stabiliți de către cei din Consiliul de Administrație poate fi un exemplu de îndurmat și de cei care vin din urmă. De la 400 și ceva de copii, dând deoparte grădinițe și unul parte, tot vreau 200 și ceva, dar s-ar putea beneficia de treaba asta. Dar mă gândea Dumnezeu ca măsura asta să fie benefică. Deci eu nu-i văd partea acolo. Nu spui, nu fac tipul păcat așa. Pur și simplu, nu așa, nu este cea mai indicată metodă ca mânțul ăsta de tot el să învețe, să învețească pentru el, să învețe pentru el, să învețească. Din păcate, perioada, pe exemplu, de ei, cam în zona asta duce, că majoritatea care, mai ales, care sunt cu copii mici acasă... Deci ar trebui să inventăm acolo, cu toate nu te gândim. Respectăm traseul pe care îl dau hotărât celor hotărât. Și noi acum suntem obligați, mai altfel spus, să facem pe așa ăștia, vrem cu vrem. Bine, eu mă gândesc la un lucru, știți, măsura în sine de a înmâna ceva cuiva. Și dacă ești într-un prezid, dacă ești un stadion, da? Și o medalie, o cupă, dacă o dai cuva, însă și evenimentul în sine stimulează, nu? Când pun o altă întrebare, banii ăștia trec dintr-un cont în altul, adică nu vede nimeni, nu știe nimeni. Că la un moment dat s-ar putea înmânarea unui pachet de cărți din valoare de 1 milion într-o clasă cu elevii de față, să facă mai mult decât 1 milion care pleacă din contul statului în contul părintelui, știți? Adică, nu știu nici procedura cum are loc. Ba, se face prin granel. Adică nici nu se vede, știți? Ochiometric, da? Deci, și sumele astea de bani ajung la copii într-un cont. Când am luat primul 2, spre exemplu, măcar să facă public, uite bă, Georgica Vasilică a luat 1000 de lei, cu o avut rezultate bune. Cum mai facem noi, mă rog, anual, când te duci și acolo, tot așa, subit de bani pentru cei care au, nu știu ce rezultate mai bun la învățătură. Măcar că în publică treaba asta, mai stârnește un pic interesul și din partea celuilalt. Pe când banii ăștia se virează de lucru, nu știe nici nimeni de ei. Adică se zice că fii mote ce sorte, care nu fac mai evident, virea din două clipuri bani în cont și la revedere. Dar asta e legea, asta e direcția, aia trebuie să facem. Da, dacă mai sunt intervenții. Nu. Sunt de-a plăcut să fii bine. Și să aveți prima credianță și doctor și profesor, ai putea de drumul. Da, dar e doar la din păcare realitatea spunea altceva. Păi tocmai de asta. Mă gândesc că nu.
Și sincer mai zic, poate noi fi, nu ai avea judecata normală, dar mâine cu oameni oameni și ne vor reprezenta. Din clasa mea și nu știu să fac o cerere să scriu un legislator. Deci mâine cu oameni, cu oameni, vor reprezenta. Hai să ajungi mâine cu oameni de masa de operație, cu oameni la care îi dat 10, deși le dau 8. Și hai să vedeți diferența între 8 și 10. Stai strâns. Poate? În loc să stai nici un lucru, trebuie să dai ce-o trebuie. Hai să dăm tot rău. Supunem la vot. Cine este pentru? Știți ce-o zis? Îmi bag albașa aia președinte la cotura agrarață. Au zis multe la greșul ăla, după ce-o zis așa de multe lucruri. Domnul Hrima, pe ironiile. Da, până la urmă, au zis acolo. Care cea mai mare satisfacție? Ca un reparat, ca un județean. Din fonduri proprii, la proces, de la grupia de la sfârșit, combinat, nu de niște spitalul județean. Și care e cea mai mare rugăminte a dumneavoastră? Dorințe. Să nu ajung niciodată cu un pat de spital. Dorința, are mare dorință. Împotrivă? Abținere? Eu am așa. Lasă-mi așa că nu-mi place. Ceva nu-i greu. Nu seamănă nimic cu perioadele în care am trecut noi pe acolo și mi-ați fost ca ajută. Nu seamănă. Da? Băi, probabil asta se dorește. Băi, nici atât n-am fost mulțumiți. Când eram, vorba după unde, când eram în socialism, tânjam de pe capitalism. Când suntem în capitalism, tânjam după socialism. Că băi, parcă totuși era un echilibru, era nu neapărat banul când văd acum prin toate atrijate. Da? Asta e viața mea. Omul mereu caută soluții. Sperăm să-l găsească. Istoria o să spună care și cum au fost mai benefici pentru noi. Care e istoria? Depinde cine a scris. Hai să trecem mai departe. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, actualizarea și transpunerea în formă CIS a Planului Urbanistic General, inițiator primar Popa Costache. Da, după cum vă spuneam și Planul ăsta de Urbanism General, ca și lucrare se apropie de final și mai nou acum, au apărut prin TNRV posibilitatea ca să-l dezvoltăm, să-l facem cunoscut și în formatul ăsta electronic, în sistem național, GIS-ul ăsta, nu? Actualizare și transpunere în format digital, GIS. Hai să spun câteva vorbe din raport. Propunerea justificată de actualizare a planului de urbanism general se realizează în baza analizei informațiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială și teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum și în raport cu strategiile și programele de dezvoltare aprobate la nivelul Comunei Urben. Comuna Urben prezintă dinamica rurală accentuată care s-a manifestat în ultimii ani, astfel încât este evident că necesară o actualizare și o revizuire a planului urbanism general. Prin punct se vor fundamenta propunerile de dezvoltare și organizare spațială a teritoriului, utilizând date reale, atât din punct de vedere al regimului terenului, precum și cel al utilizării funcționale ale acestora cu indicatorii urbanistici asociați. Pugul în vigoare al Comunei Europene, aprobat prin HCL 928 din 27-12-2001 și prelungit prin HCL 75 din 21-12-2018, a înregistrat de-a lungul unei perioade de mai bine de 10 ani diferite solicitări de intervenții importante prin intermediul planurilor urbanistice zonale, devenind astfel depășit în raport cu noile realități și teritoriale ale Comunei, ceea ce impune actualizarea acestuia. Tendințele de dezvoltare durabilă și economică, actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii dezvoltare se vor identifica în baza unor studii de specialitate ale căror prevederi și concluzii vor fi preluate în punct, iar pentru o bună vizualizare și expunere se propune investiția, proiect, actualizare și transpunere în format digital GIS al Planului Urbanistic General. În vederea depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența României, componenta C10, Fondul Local, Investiția 1-4. Elaborarea, actualizarea, format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, având o valoare maximă eligibilă de 134.000 lei, la care se adaugă valoarea TVA, aferente cheltuieli eligibile și 0 lei cheltuieli neeligibile. La această dată, PUC și RLU al Comunei sunt finalizate, aflându-se în perioada de avizare. Având în vedere faptul că în perioada de avizare, PUC-ul poate suferi completări
modificări până la stabilirea Fondului Primar Acestea, se consideră oportună finanțarea actualizării și transformării informații prin Planul Național de Dezvoltare și Reziliență, componenta C10. Investiția 1.4, elaborarea actualizării informații. Obiectivele pe termen scurt, Planul Urban General va cuprinde reglementări cu privire la stabilirea delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității, stabilirea modului de utilizare al terenului din intravilan, zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație, delimitarea zonelor afectate de servituri publice, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor protejate și de protecția monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate, zonele care au instituit de un regim special de protecție prevăzut în legislația viitoare, formele de proprietate și circulația juridică a terenului, precizarea condițiilor de amplasare și conformarea volumelor construite, amenajate și plantate. Zonele de risc natural delimitate și declarate astăzi conform legii, precum și măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenului și realizarea construcției acestei zone. Zonele de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri. Obiectivele pe termen mediu și lung, Planul Urban General va cuprinde reglementări cu privire la evoluția perspectivă a localității, direcții de dezvoltare, trasee, coridoare de circulație și de echipare prevăzute în planul de amenajare a teritoriului, zonele de risc, lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare, stabilirea delimitării zonelor cu direcție temporală și definitivă a deconstruire. Proiectul contribuie și la implementarea obiectivului de elaborare și punere în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată care să susțină coeziunea teritorială din Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. După finalizarea proiectului, acesta va fi integrat în baza de date unitară de la nivelul Consiliului Județean Bacău, care va conține toate planurile de urbanism la nivelul județului, reglementările de urbanism, zone de protecție, rețele de utilități majore, arterele și adresele administrative. Gestiunea PUC-RLU comună se va realiza pe întreg ciclul de viață al documentației, actualizându-le permanent la nivelul Consiliului Județean Bacău. De asemenea, PUC-RLU comună va fi integrat în Platforma Națională Observatorul Teritorial. Ca și impact general, menționăm creșterea capacității administrației publice locale de a furniza servicii publice eficiente și de încredere, de a planifica și gestiona în mod participativ și transparent dezvoltarea comunității locale. Se propune prin HCL Orbea, aprobarea investiției proiecte, actualizare și transpunere în format digital GIS a Planului Urban General, în vederea depunerii acestora spre finanțare în cadrul Planului Național de Dezvoltare și Reziliență a României, componenta C10, fondul local, investiția 1.4, elaborarea autorizării informații sau documentelor de amenajare a teritoriului de planificare urbană, având o valoare maximă eligibilă de 134.000 lei, la care se adaugă de valoare TVA, aferente cheltuielor eligibile și 0 lei cheltuieli neeligibile. O să dau citire și proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă nota de fundamentare a investiției proiect, actualizare și transpunere în format a planului de urbanism general, vederea de prânerea acestea spre finanțare, în cadrul Planului de Regional de Redresare și Reziliența României, componenta C10, Fondul Local Investiția 1.4, elaborarea, actualizarea în format GIS a documentului de amenajare teritoriului și de planificare urbană. Articolul 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă totală de 134 milii, la care se adaugă TVA aferente cheltuieli eligibile. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Local a tuturor cheltuielor neeligibile și asigură implementarea proiectului, care este 0 lei. Se împuternicește primarul Comunei Europene să semneze toate documentele necesare pentru depunerea proiectului și contractului de finanțare. Și articolul 5, primarul Comunei, prin direcția din cadrul acolo specialat, va duce la îndeplinirea prezentă a hotărârii. Dacă sunt intervenții, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 6. Da, aici o să fiu mai scurt. Acum cunoașteți cu toții. E extinderea rețelelor și la realizare de branșamente în satele europene și scurt acolo. Suntem în fază de autorizare pe mare parte din străzi,
Doar unul, doar doi din cei trei câștigători ai rețelelor sau care treabă. Iar aici este nevoie de acordul dumneavoastră și o să dau câteva detalii tehnice vizavând de acordul, deci folosirii cutinului gratuit la dreptul de uz și servitut în favoarea SRCD de gaz vinită cu mure și pentru terenul aferent realizării de programe de investiții, extindere conducte gaze naturale și realizare de branșament gaze naturale cu presiune redusă cu strada Arinilor și Pote, Răzeșilor, Făinești, Principale, Cucului și Studești. Pentru Arinilor e vorba de 38 metri pătrați, pentru Răzeșilor și poate cu numele 477, 469, 475, 477, 472, din 907 metri pătrați, pentru Făinești, 40 de branșamente, de 518 metri pătrați. Cererea înregistrată la Primăria Comunei Europene, numărul 3.227, în care se cede gaz vit de stat în Bucureș, în calitate de operator licențiat al sistemului de distribuție, solicită acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafață de 25.76 în strada principală, numărul 305 din Scurta, mai avem 741 de metri pătrați, tot în Scurta principală, numărul 505-518, unde sunt trei două acorduri. 38 de metri ia pe strada Cucului la 756. 36,50 metri pătrați pe strada Tuturor la numărul 634. Deci propunem exercitarea către un gratuit și drept de uz și drept de servitute asupra suprafețelor de 2364,70 metri pătrați în favoarea de SRCD de gaz de stat cu Mureș. Pentru exercitarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și dreptul de servitute a suprafeței menționate mai sus în favoarea SRCD de gaz vit. Și având în vedere cele precizate, vă dau citire proiectului de hotărâre. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta, dacă aveți ceva de spus. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a fost încășat. Proiectul hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023, inițiator, Copacul. O să trec la revistă raportul de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. De asemenea, ca obiect, propunerea și aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, conform prevederii legii numărul 227 din 8-9-2005 privind codul fiscal și legea 207-2005 privind codul de procedură fiscală, OUG numărul 80-2013 privind taxele judiciare de timbru, legea 117-1998 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificările și completări ulterioare, prevederea articolului 2 și 30, din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Consiliul local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale, limitele și prevederile legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor și taxelor locale, prevăzute în articolul 36, alineatul 4, litera C, din legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu prevederile legii 227/2005 prin codul fiscal, și 207/2015 din codul de procedură fiscală. Nivelul ratei inflației comunicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 5,9%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se precizează că pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, Consiliul Local vor utiliza rata inflației de 5,1%.
conform articolului 454 al legii 227/2015, din codul fiscal și impozitele și taxele locale, sunt după cum urmează. Impozitele pe clădiri și taxe pe clădiri, impozitele pe teren și taxa pe teren, impozitele pe mijloace de transport, taxa pentru de la certificatele vizelor autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitele pe spectacole, taxe de speciale și alte taxe locale. Prevederile articolului 39 aliniatul din legea 215 privind administrația și legea 24, mă rog, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 18/2015 privind taxele sociale de titlu cu modificări și completări ulterioare, articolul 344 de legea 207/2015, ordonanța Guvernului 28/2008 și legea 98/2009 privind cu modificări și completări ulterioare, domnul consiliar, unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale, care are la bază dreptul să instituie și să perceapte impozite și taxe locale, e fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități. În seama de necesitățile de realizare pentru propriile bugetului local pe anul 2023, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condiții locale specifice zonele de altă parte, în temeiul articolului 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1 litera B, propun aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023 cu indexarea sus menționată. Și dacă doriți să dau citire și proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe noi și așa. Hai să trecem mai în detaliu. Deci la clădiri cu perete sau cadre din beton armat care mi dă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătorii, luare impozitabile lei pe metru matras, cu instalații de apă, canalizare electrice încălzite, condiții cumulative, e 1.288 de lei pe metru pătrat, iar fără astfel de instalații, 772. Cele cu pereți de lemn, cărămidă nearsă, vărătuci, paiante și alte materiale asemănătoare, 386 de lei pe metru pătrat, cu instalații și fără instalații, 257. Cu pereți din beton, cărămidă nearsă, 258 de lei, cu instalații, 226 fără instalații, cu pereți de lemn, cărămidă nearsă, vărătuci, 162 lei cu instalații de apă, canalizare electrice și 2 și fără instalații de apă, 97 de lei. Pentru locuții situate în subsol de emisor sau mansardă, valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecare de pe clădire. Pentru spațiile cu alte destinații situate în subsolul sau în demisolul clădirilor, valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecare de pe clădire. În cazul unei clădiri care are pereți exteriori din materiale diferite pentru stabilirea valorii impozitabile a clădirii, se identifică în tabelul prevăzut mai sus valoarea cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acestei, după cum urmează, cu 50% pentru clădirile care au o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie anului fiscal cu de referință, cu 30% pentru clădirii care au vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință, cu 10% pentru care au vechime cuprinsă 30 și 50 de ani, deci la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră că fi cel care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Anul terminării se actualizează în condițiile în care la terminarea lucrărilor se dă renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrării. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității, în zona în care este amplasată clădirea, după cum urmează. Pe orbez zona rangul 4, impozit terenul lei pe hectar, e coeficientul de 1,10 și scurta zona A rangul 5, e 1,05. Pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate persoană fizică, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimul 5 ani anterior a unui de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcție în cazul lucrărilor reconstruite în ultimii 5 ani anterior a unui de referință, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în urma în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior a unui de referință.
în cazul în care valoarea ei nu poate fi calculată conform prevederilor aliniatului anterior, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, determinate conform articolului 2. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat în suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozit determinat prin suprafața folosită în scop nerezidențial. În cazul în care adresa clădirii este înregistrată în domiciliul fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform articolului 2. Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli. În cazul în care adresa clădirii este înregistrată în domiciliul fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform articolului 2. În cazul în care adresa clădirii este înregistrată în domiciliul fiscal la care se desfășoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilități sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederea articolului 3. Pentru clădiri rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei din 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădiri nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform aliniatul 1, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform aliniatul 2, cota de 0,40%. Pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie anul anterior, celui pentru care se datorează impozitul sau taxa și poate fi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidența organului fiscal, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în cursul anului fiscal anterior, valoarea clădirilor care rezultă din acordul din care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior. În cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un acord de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează odată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Persoana de 5 nu se aplică prevederile aliniatului 5, nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă la clădirii, în ultimii 5 ani anterior a de referință, cota impozitului sau taxei pe clădirii este 5%. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri, nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anterior a de referință, diferența de taxă față ce se stabilește conform aliniatul 1 sau 2 după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestor în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate acestei imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire. Impunerea sau scăderea de la impunerea clădirilor dobândite sau desființate se face cu data de 1 ianuarie anului următor, cele care persoana depune documentele justificative. Orice persoană care extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația să depună o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al Autorității Administrației Publice Locale, în termen de 30 de zile de la data în care s-au produs aceste modificări și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizația de desființare. Nu se datorează impozit de clădiri pentru clădirile aflate în proprietate sau coproprietate veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război. Persoanele care beneficiază de prevederile decret legii 118/1990, republicat cu modificările ulterioare.
Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invalidizate, respectiv a reprezentanților legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Beneficiază de scutire și persoane care se încadrează în decretul legii 118/1990. Impozitul sau taxa pe clădiri se plătește anual în două rate egale, plus la trei datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipate a impozitului pe clădiri datorat întregul an de către contribuabil, până la 31 martie anul respectiv se acordă o bonificație de 10%. Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiași buget local de către contribuabil, persoane fizice până la 50 lei se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabil deține proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleași unități administrative teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul de clădiri cumulat. Contribuabili care dețin în proprietate terenul intravilan localității intravilan localității datorează impozit pe teren diferențiat în intravilan localității pe ranguri de localitate și zone, iar în extravilan localității categorii de folosință după cum urmează. Impozitul pe teren situat în intravilan curs construcții lei pe hectar, în satul Orben, zona A, rangul localității 4, 1030 lei per hectar. Satul Scurta, zona A, rangul 5, e 1030 lei pe hectar. Ori 0-1, că speriam în lumea. Ori coeficient, că se înțelege la fel, că s-a înfărcat până. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat, înregistrat în altă categorie de folosită decât ceea ce cea de teren cu construcție în suprafață de până la 400 de metri pătrați inclusiv, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în punctul de mai sus. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat, înregistrat agricol, altă categorie de folosință decât cea de teren construcții pentru suprafețe care depășesc 400 de metri pătrați, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul D mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, adică cu 1,10, respectiv 1,05. Pentru stabilirea impozitului sau taxei pe teren, se folosește sumele din tabelul de mai exprimat în tabelul de mai jos în lei pe hectar. Pentru teren arabil, categoria de folosință și zona, e 36 de lei pe hectar, pășune 27 de lei, fâneața 27, via 59, limada 68, pădure sau în teren cu vegetație forestieră 36, tren cu apă 21 și cam atât. Pe drumurile căi ferate, vreme de utilizare. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, mulțită cu coeficient de corecție de 1,10 în orben și 1,05 în scurta. Astfel, teren cu construcții pe impozitul de 41 de lei, arabilul 65, pășună 37, fâneața 37, via pe rot, alta decât cea prevăzută la al numărul 5, 71, via până la intrarea pe rot nu se plătește, livada pe rot, alta decât cea prevăzută la articolul, la numărul criteriu 6.1.74, livada până la intrarea pe rot 0, pădure sau alte teren cu vegetație forestieră cu excepția cele prevăzute la numărul 7.1. 21 lei, pădurea în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0, teren cu apă, alt cu cel amenajat pe ciclul 9, teren cu amenajat pe ciclul 43, drumul și pe ferate, teren productiv 0. Impostul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la 31 decembrie anului fiscal anterior. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, la cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe teren începând cu 1 ianuarie anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal,
Impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie anului fiscal anterior, anul în care se înstrăinează. Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații, începând cu data de 1 ianuarie anului următor. În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, la cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței și datorează impozitul pe teren conform noii situații, începând cu 1 ianuarie anului următor. Impozitul pe teren se plătește anual în două rate egale, cum am spus, 31 martie, respectiv 30 septembrie. Desigur, bonificația de 10% până la 31 martie, pentru cei care plătesc integral impozitul anual pe teren, datorat acelui buget local de către contribuabil, în zona sărăcită, până la 50 lei, cum se plătește integral, asta l-am citit. Taxa pe mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, care aparțin contribuabililor, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului prin mulțirea fiecărei grupe de 200 de centimetri cub sau fracțiune din aceasta, cu suma corespunzătoare din tabelul următor. Trebuie cum să facem o comparație între 2022 și 2023, ca să vedeți creșterea. Pentru motociclete, tricicluri, quadricicluri și autoturisturi, capacitatea cilindrică de până la 1600 cm cubi, în 2022 9 lei, în 2023 9 lei. Motociclete cu... Poftim? Înseamnă coeficient de inflație. Băi, aici așa s-a prevăzut. Da, chiar din altă, citit de acei prezinti ce s-a făcut bugerea cu loc. Mărerea față de anumitul 0,5%. Ca să înțeleagă oamenii, că acolo, dacă nu suntem atenți la obiectiv, nu-i progres, cum? Dar fiecare caz e separat, că nu toată lumea se încadrează cu toată lumea, general cu treaba. Astea sunt câteva cifre informative care, sincer, pentru cei interesați să le găsiți, o să le găsiți și pe site-ul primării și o să le găsiți și în codul fiscal. Corect. Ca să nu le inventăm noi. Noi am stabilit doar acel coeficient de inflație, adică am stabilit. Am preluat coeficientul și l-am adaptat la taxele prevăzute în codul fiscal. Acolo 90.05, mai de 9.05. Păi da, și dacă peste sub 9,0, rămas tot 2. Dacă te uiți dincolo la motociclete la 10, presul la 11, autoturisme cu prinse, cu capacitatea cilindrică între 160 cu și 2000, au fost 29. 1600 din urmă. 1600, greșit. Da. Și 2000, e 21 la 21 la 22. 81-85 îți crește foarte subțit, 4 lei, 3 lei. Concluzia, ca să le audă lumea care se mai gratelizează. Nu, deci creșterea este nesemnificativă. N-am intrat în alte categorii de majorare de taxe și impozit. Ce să spun? Aici putem mai de detaliate pe fiecare. Da, bine. Când le ajung pe toate, s-a adus. Toate în amănunt, e ușor, nu s-o țeamă pe amănunt. Deci, la fel și taxele asupra mijloacele de transport se plătesc anul în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie. Impostul pe mijloc de transport este datorat pe întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data 31 decembrie anului fiscal anterior. În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliu, sediu sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării înregistrării și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie anului următor. Deci în situația când, nu, mai pe liber așa, dacă ai achiziționat o mașină sau orice altă categorie de așa, vii și-l declari și plătești impozitul, intri la plată taxi cu anul, pentru că îți plătești impozitul, îi plătești cel care l-a deținut până la momentul potrivit. În caz în care mijlocul de transport este dobândit într-un alt stat decât România, proprietarul datorează impozitul începând cu 1 ianuarie anului următor, în matriculare sau înregistrării acestuia în România.
În cazul radierii din circulația în mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în apelul radiei teritoriale de competență și are domiciliu, sediu sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 zile de la data radierii și încetează să datoreze impostul începând cu 1 ianuarie anului următor. În cazul unui mijloc de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată acestuia se aplică următoarele reguli. Impostul prin mijloace de transport se datorează de locatar, începând cu 1 ianuarie anului următor, încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul care încetează contractul de leasing financiar. Locatarul are obligația să depună în declarația fiscală organul fiscal local la care rază de competență, înregistrează mijlocul de transport în termen de 30 zile de la data procesului verbal de predare, primirea bunului sau altor documente similare care ateste intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente. La încetarea contractului de leasing, atât locatarul cât și locatorul au obligația de depune declarații fiscale la Consiliul Local Competent în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de predare primirea bunului sau altor documente similare care ateste intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente. Impozitul pe mijloc de transport se plătește tot 31 martie, respectiv 30 septembrie, cu 10% bonificație dacă se plătește integral până la 31 martie anul respectiv. Nu se datorează impozitul pe mijloace de transport pentru mijloace de transport aflate în proprietatea sau cu proprietatea veteranului de război, a vădurilor de război și a vădurilor necăsătorite ale veteranilor de război pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. Persoanelor care beneficiază de decretul legii 118/1990, republicat cu modificări ulterioare, aliniatul 2, mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietate persoanelor cu handicap sau grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietate sau coproprietate reprezentanților legali, ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. Taxe pentru eliberare certificate, avizii autorizate sunt următoare. Taxa pentru eliberare certificate de urbanism pentru zona rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform tabelei următoare. Până la 150 de metri pătrați 6 lei, 351-257 lei, 251-511 lei, la 501 la 750 de metri pătrați 14 lei, între 751 și 1000 de metri pătrați, inclusiv 17 lei, peste 1000 de metri pătrați, e 16 lei plus 0,01 lei metru pătrat pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 de metri. Taxă pentru avizarea certificat de urbanism 19 lei, taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau escavări 9 lei, taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racordări branșare de 14 lei, taxe pentru eliberarea autorizării de sfințare parțială sau dotarea unei construcții este egal cu 0,1% din valoarea impozabilă acestora și proporțională cu suprafața desfințată. Pentru eliberarea autorizației privind lucrări de raportare și branșament la rețelele publice de apă 80 de lei. Pentru eliberarea certificat de înregistrare fiscală 10 lei pentru anul 2023. Certificat de nomenclatură stradală 10 lei. Participarea ambulatorului de ceva de activități economice temporar ocazionat taxa e 21 de lei pe zi pe, pentru anul 2023. Participarea de ceva activități economice pe ocazia de desfășurări activități culturale artistice, locație stabilită ca loc de desfășurări de UAT urbene. Și aici am făcut o referire mai specială, din vorba de ziua comunei, 500 de lei pe zi pe participant. Taxe pentru eliberarea atestatului de producător. Deci taxa de atestat e 32 de lei, carnetul de comercializare 53 de lei, taxă viză carnet 14 lei. Eliberarea certificată pentru atestarea posesiei 6 lei. Nu știu o întrebare acum, ca să mai dețin de atmosfera. Ca să vinzi o roșie în viață, trebuie să ai ce trebuie. Dar zicea care concurentul de la electrica? Și nu umflă factura din intra cu pielea, păi să vezi că au ce făcut de producători. Pentru că nu o produc ei. Vedeți? Ei văd ce produc alții. Bănesc așa. Da, nu e producător agricol și e curcat. Adică, la modul de agricultor, dar să nu de Europa, mi-a plășmecherul care ia energia
într-un apartament din loc să transferă numai pe nimeni, nu cred că taxă. Nu cred că e atributul Consiliului Local. Ai idei. Mai știți, poate vine ăștia cu eolienii pe la noi să știm să-i taxăm noi. Dar e un contract încheiat și cu studiu făcut. Da, cum? Dar nu știu de ce, se pare curenții care sunt alături de noi în zonă, au fost discuții cu subiectul ăsta, nu sunt favorabili unui astfel de eolienii. Că am mai întrebat și noi pe aici, pe acolo. Tot e dorința de a atrage, poate surplusul de energie sau taxele care au pentru concesiuni și nu dai să iei bani, dar măcar să dea compensare energetică pentru privatul public, pentru școli, pentru unitățile astea. Dar n-am. Și se pare că curenții nu sunt favorabili, ceva nu e. Nu știu, faci ce mă spune scuție. Sunt, dar sunt, e un studiu făcut. I-a schemat într-un moment care nu trebuia. Nu. Problema e vechi, problema e destructivă. Da, ceva s-a întâmplat din la mai... Dar interes la nivel mare, nu așa. Dacă nu bani la sfârșit oamenii bugetari, facem să un expert și spun în publicitate. Păi am multe și m-am oferit și din taxele astea. Mai, o pacoste pentru economia țării sunt bicicliști. N-ai stabilit nicio taxă pentru. Nu plătesc nici la centimetru, nu plătesc nici rovinetul, nu plătesc nici taxa de drum, nu plătesc asigurarea. Dar pe urmare, cei mai nenorociți sunt bicicliști. Ăștia nu trebuie nimic la progresul. Și dacă vreau să trebuie foarte mult, iar dacă stau să mă gândesc, mai nenorociți decât bicicliștii, îți pietori, că ăștia mă gândești bicicliul de nou. Dar înseamnă că mai cum ești eu acum, mai știu noi cineva care o speriat că îi băsesc cu taxa de drum și am mai făcut zonul ăsta de bani. Aici, pe la comună, e bine. Băi, aia a fost un caz, hai să-i zicem așa, a fost o întâmplare, ca să nu crede, da, a fost ceva voit. Nu, dar e și bine. Presa, în momentul când s-a stabilit taxa aia, ei au zis taxa din mers pe drum. Nu ne-am gândit niciodată că va avea efectul care l-a avut, dar o fără oprins bine. Oprins bine, da. La ora aia, când era 97-98, da, am beneficiat de lucrări de 1 miliard de lei. Și nu am beneficiat nimeni din țara asta. Nu am văzut bine stabilos poți la Orbeni, nu m-a primat lumări de lei. Și-au prins bine, deci au fost, dar au avut cuvânt și ar trebui să se fie mulțumit. Numai se retrage hotărârea. Hotărârea, da. Unul chema, doamne, spune, mi-au dat condiționat. Să alocă bani pentru comuna Orbeni, 1 miliard de lei. Și acum, textul din prețul de pe numai, dar nu știam, stai, ne-a luat așa ca din oară, nu că ne-a speriat, dar presa când o preluați informația, să ne-o cam... Nu, presa l-a luat-o prin presa, ca de obicei, ea face scandal. Dar ne-am supărat atunci, că noi n-am vrut să jubulim pe nimeni. Era situația de după inundații, era drumul catastrofal și bani nu era. Am zis, hai să găsim o soluție. Și tot Consiliul la ora aia a fost de acord. Ca fiecare să plătească, era un simbol, nu erau mai mulți bani. Dacă stai să aduni tot ceea ce gândiți-vă la vremea să plătească. Adică nimica era ceva, că n-avem... Dar era ceva, că n-avem ce pune mâna. Noi erau acum fondul meu. La Consiliul Județean, pentru cei de comandă, n-avem nici ei n-aveau, nu erau fonduri pentru așa. Și s-au făcut atunci multe lucruri. Nu, e drumul local, dar du-te la tine, și ne trimiteau toți să te ducea. Deci a trebuit să găsim o soluție, nu știu, era o soluție de avare. Una de disperare, că nu aveam niciun... Ne-au înțeles că... Tot am încercat să găsim soluții. Ministrul Bățescu nu te-a încercat. Atâta o soluție. Băi, că te spui cu tragedia aia. Pentru că dau prima oameni de la Orbeni, 1 miliard de lei, nu bani, lucrări, să beneficiați de lucrări de 1 miliard de lei, care am ministrul transportului. Nu mai să renunțe la taxa aia. Pentru unul pus așa, ca o glumă. L-a sunat și ei au înțeles. Dar oamenii au înțeles fenomenul, cei de acolo. Dar că trebuie să, tati, probabil taxa de mers pe drum. Taxa de mers pe drum. Așa o vreme. Da, da, așa o vreme. Dar n-avea nicio legătură cu ce a spus presa cu realitatea de aici. Așa că domnul Farco retractați treaba cu bicicliștii. Nu. Stați-i în face că... Nu. Sunt câțiva de s-a stat să fugiți. Taxele pentru agenții economice, haideți un pic, mai nu sunt multe, dar sunt câteva care n-am luat la ele, pe unii le-am mai și anulat, că nu mai erau cazuri, nu mai ține mai nicio. Dar mai ai? E vorba de agenții economice, știți, și anul trecut și acum anii lucru, tot aceleași au rămas. Pentru magazinele astea mixte, dat era
300 de lei, autorizație de funcționare. Pentru restaurante, 1500 de lei. Nu, 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 așa au fost și anul trecut. Nu, uite, că ar trebui să-mi întrece agenție curăță, că acțiile astea nu le-am crescut. Așa au fost de comun acord fixate și le-am lăsat... De comun acord cu cine? Cu Consiliul Local. Consiliul Local. Și cu ei. Da, au fost probabil discuții pe aici pe acolo, că da, dacă s-ar putea să le dai gratuit. Dar nici să-i împiedicăm, că până la urmă, urmei... E nevoie și de bani la bugetul local, dar trebuie să, și să supraviețuiască și în ei. Da. Și pentru bar 500 de lei, care încă la bar sunt un pic mai pretențioase, și producul, depozitul de produse agricole 500 de lei. Și aici, în cazul ăsta, doar se întâmplă să fie doar domnul Șerban. Păi, trebuie să-i mai înflăm un pic, au ridicat prețul la vânzarea. Nu stimule, Nu, dacă am putea să-i stimulăm să facă ceva. Că nu din taxele astea creăm noi bugetul. Hai să fim serioși. Baza e ca să putem construi un buget, sunt fondurile atrase prin diferite proiecte și linii de finanțare. Nu că dacă mă duc să-l jupoi pe unul care are, vine și la acolo 3 pâini și 10 sticle de ulei, să-l omor cu taxele. Nu cred că asta e soluția. Și creșterea numerică, dar și angajarea oamenilor la ei, ca prin efectul salariilor obținute, se întoarce ceva asat. Uite, de exemplu, acum mai nou, avem un agent economic care își va desfășoară imediat activitatea aici la Orbeni, prin platoul de la depozit, de la gara. Ați văzut că se face curățenie, se construiește acolo. Adică se repară, se construiește, se repară tot destul de-a lungul anilor. O să fie un centru de colectare fier vechi, dar un centru pentru export, nu mai să vezi căruța cu toate tigăile care se duce acolo să-și vândă fiecare lucrurile. Deci se lucrează doar cu persoane juridice și pe... În discuția asta chiar fac un apel în situația că o să aibă nevoie de un anumit personal acolo. O să primim grila de, cu personalul care iese, de care este nevoie să funcționeze și o să aibă nevoie. De un magazin, de cineva de la mici la cântar, operator, la cântar, sau merceolog, mă rog, șofer categoria C+, electricien, un sudor, și e bine dacă știți, dumneavoastră, e bine să căutăm oamenii ăștia. Și am găsit și acceptul și bună voință din partea lui și o să încercăm și noi să ajutăm să fim prezenți la nevoile lor acolo, ca să poată capta muncă de, forță de muncă din Orbeni. Important este să-și găsim oamenii. Dar de unde nu mai să fie ok? De toată țara. De zonă. De zonă. De să aduc. Deci un lucru. Care e scopul lor? Și cred că e bine venit. Să se reducă pe transportul auto, deplasarea de la Bacău, Roman și ce mai sunt de pe zonă la noi și să o trimite pe calea ferată. Deci totul să vină doar de la persoane juridice, se depozitează aici, se încarcă vagonabil și pleacă către export. E un lucru bun, poate să fie câteva lucruri, dar nu le-am înțeles. Trimite anturi înapoi la făcut. Poftim? Trimite anturi înapoi la făcut. Păi cred că aduce tot, de pe unde aduce. Chiar au în vedere și asta, ai spus că nu mai văd. Dar nu-i tot fierbit? Dacă au văzut și eu de la mine aici. M-am luat de la mine aici. Unii se trimite din... Aici nu putem zici de rupiază. Hai să mergem mai departe. Dar e un lucru bun, faptul că județ așoară și chiar am avut o discuție cu cel de așa. Nu? De reparativ. Poate vine la tine la serviciu ce se mai face. Autorizații pentru sanitarea de funcționare 24 de lei. 2 lei pentru animale, nu știu dacă se mai liberează. Transcrie transmisiunii proprietății animale 2 lei. Mijloace reclamă publicitate 37 lei pe metru pătrat, 25 lei pe metru pătrat pentru panou, structură de afișare sau reclamă și așa mai departe. Materialul de vehicule vor sunt următoare și aici din Caibeț. Taxa de salubrizare, taxa de consum, apă. Anul ăsta e 3 lei, dar nu se face cu față, dar la anul am zis o proiecte următoare măcar la 4 lei, dar nu o să reușim. Până când o să o punem pe picioare și o să preia crabă unde prețul real se duce spre 90 lei, dacă nu mai bine, nu știu cât mai e pe așa.
10 cu totul canalizată, aproape 10 din citirea de. Deci discuțiile care au avut cei de la NLC Botoșani, prețul real să da. Este aur. Noi ce avem aici, nimeni nu adică simbolică, dar o ducem așa trase de păr, până într-o zi, nu știu dacă se reușește. Mai avem aici taxă pentru terenul, pentru depozitare, 10 lei pentru pătrat, dacă avem domeniul public, dacă să vă evit, taxă pentru teren de soacere produse care fac obiectul, o să 10 lei de la 100 lei. Folosirea temporară a terenului pentru depozitare de materiale. Am convenit că asta nu își mare losul și nici loc. Nu? Da. Depozit de materiale. Da, dar comercializat și implonite stradale. Păi avem, are la alaltă, cu 20 de lei pe metru pătrat pe zi. Este aia, cu pernele, sau ce mai pot pe aici. Nu, dacă să nu le suprapunem. Noi am avut o discuție într-o zi, că l-am luat fiecare în parte. Și am zis că unele nu își mai au rostul și nici locul. Adică facem distinția între comerțul ambulant mobil. Corect. Și comerțul ambulant dar fix. Corect. Vinii se instalează undeva pe domeniul public. Și cea de-a treia categorie, în fază izolată, acum e cu ziua comunii, când punctuală de cinci și viam ceva. Am zis așa, taxa de închiriere cămin cultural. Având în vedere și cheltuielile mai mult mai mari, deși nu prea au mai fost acum evenimente și cu pandemia și cu astea, dar totuși am găsit soluții ca să putem un pic. Anul trecut a fost un loc cu sufle și nu au și materiale și am încercat să zugrăvim tot interiorul și un pic pe afară, cât s-au putut, să reparăm ce mai spate copiii ăștia cu mingea și ce mai fac pe acolo. Și cu cei de la ajutor social am găsit câțiva băieți mai isteți și am mai renovat un pic. Dar înăuntru l-am corectat tot. Am văruit, am zugrăvit tot ce a fost acolo. Și am zis noi, e o propunere, dar e bine să ne consultăm și cu dumneavoastră, am zis așa, să pentru 2023 ținem cont și gazul și curentul și apa și să consum un pic la un eveniment din asta, sala mare să ducă în jur la 2000 de lei pentru evenimente cum ar fi mult sau eu știu ce altceva, deci nu are destinația asta. Și 1000 de lei pentru sala mică. De la cât la 2000? Era 1000 de lei, dar de ani în urmă, dar ce mai ai făcut? Deci era 500 de lei sala mică. Că dacă mă ne uităm la cheltuieli care mai facem și noi cu activitățile noastre și totuși se consumă iarna, lemnul, gazul, mai nou acum, curentul, cu apa. La vara, pune taxele separate, la vara, o taxe iarna, apă. Dar nu putem să vorbim nici pe orice aici, pentru că unele activități de acolo nu sunt chiar în regulă ca să aibă loc și ca să desfășoare. Știți, bine, și atunci nu le aprobați. Nu le aprobăm. În cazul în care se invite, o să le dăm alte comentații și alte. Dar e nevoie ca el să poată trăi, chiar știți bine, că minul trăiește din ceea ce îmi plasează. Da. Și am zis un 2000 de lei sala mare și 1000 de lei sala mică. Am zis noi, o părere așa, estimativ. Nu pare o sumă mare, dar când te gândești că aici sunt cea puțin 12 ori de activități și se consumă. E așa va, dacă sunt activități în curentul, la apa. La ce tip de activități se gândit? Când, de exemplu, dacă îți vii la o pomenire? Aia am zis că scutit o gratuit, nu le mai pomeni. Vezi că și așa, din câte din ce înceți la mai puțin, mai dau acum să umbră ăștia cu pachete. Foarte bine. Ales cazuri la are. Și ce să fac pachete, nu o să mai fac pomeni, dar în dată care are de făcut face acasă, n-am. Nu, în ultima vreme n-am mai fost. Dar astea-s cazuri izolate. Se întâmplă, unul să n-ai un loc, dar am văzut că dau mai nou la biserică. Zeci de pachete sau ce face om acolo și le distribui cum poate. Mă refer la nos, la botezul, la un om simte nevoie, trebuie să facă ceva. Nu toată lumea face acum, nu știu cum. Deci ce-a rămâne, nu îți botezi oricum de trei, nu? La master. Și divorț. Și? Să alea. Și divorțul la unul. Divorțul nu a fost. Ai uitat special. Divorțul nu a fost, este drum, deci. Da, stai la leagă. Da, sala mică, sala mare, am văzut, nu? În schimb, la nuntă și la cumetrie, aceeași taxe? Cam la fel, nu? Mi se pare că dacă 10 oameni sau 100 de oameni, consumă la fel. Aceeași muzică, consumă același curent, același timpul, aceeași căldură trebuie să-i faci. Că îți trebuie să-i faci. Băutura se consumă. Numai băutura, la băutură îți face reduce. Să duci și sala mică, dar e cu bine să mai iei. Da, da. Reduzim și la... Da, de asta am zis, 2000, da. Iau consum. La nivelul prețurilor de azi, nu știu, ne-am tot cântărit și am scăzut și am mai vorbit și cu niște oameni.
casei a convenit, nu știu cum, deci să las mizerii cum... Lasă ce mai bine, trebuie mă poși curăt, mai mult, adică știi mai bine cum o să activități, că știi ce se întâmplă după ei. Nu se întâmplă și știu și cum... Dar așa la trebuie întreținut. Știu și cum fac rețete. Pădeam când mă trec și mari, așa ca la aia, și viața rămâne de jos, în tură și pâine în crăstiele, nu știu că nu zic. Eu am zis așa, să fie rezonat, să nu fie nici, pentru că la urma urmei e singurul loc unui oameni și mai pot desfășura, nu știu, gen de activități, știi? Nu pot, nu-s nici hotel, nu-s nici restaurant, nu-s, nu-s. Să fie simbolic. E o sumă, nu știu dacă 2.000 de lei pe pronunț, e mare lucru. Dacă deja vreți de avant, e mai mult de 0.000 de lei. Cât de un om la anul dat? Depinde. Păi, 10 lei. 10 lei. 10 lei. 2 clienți, dacă vin și îi dați și plătesc seama, pare chiar pe din urmă. Dacă îți mai vine și primarul, mai vine și secretarul, te-ai rezolvat pe el. Ai plătit taxele garantate. Mi-i fel iar nou. Mai n-a duci bani de gaz, e bine. Da. Domnul președinte, mai ai evitat. 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 Să vădăm și mai aici se trecem la următoarea. Taxele de căsătorii au picat. Da, să vedem așa, înregistrare de acele acte de tarif cei 15 lei. Din mormântare se ia de minut, nu? Nu, la noi e gratuit. Da, așa, gratuit. Deci anul ăsta pentru cei care îți fătăresc e gratuit. Da, da, nu se pot. Care se gratuit? Există un chitație pe câteva de cea de străini. Foarte. Dacă mai fișa. A, am zis o ridicăm. La 4 lei, nu știu cum să gătesc. Care e cu cântul la fond de proiectul. Da, asta nu sunt locul. Da, și-a venit la locul. Mai e și-a venit la locul. Da. Și-a venit aici. Cât e? 2012. Cam astea ar fi în linii mari. 7 ani. Cam astea ar fi în linii mari. Deci baza a ceea ce prevede codul fiscal se indexează din impozituri majorale, se indexează cu 5,1%. În restul rău, nu e ce ce înțelegi. Să vă fiți mai poate fi îmbunătățit la care v-ați spus asta. Îl punem la bără. Cine este pe care? Împotrivă, în favorire. Ce mai e? Să zic urmă. Da? Pentru administrația cimitirilor, nu intră tot în biura noastră local, după rece. Că văd că nu am implicat. Mă lucră acolo. Eu uite un grămădeal și un balamut. Atenție, nu, subiectul este important și rămâne important și chiar de actualitate. Suntem pe punctul să închidem ceea ce înseamnă acte de proprietate la parohii. Mai puțin. Așa, mai puțin cimitire. Care, printr-un efect, adică dacă ni separăm sau separăm, mai bine zis, bunurile și proprietățile de acolo, aia nu pot rămâne a nimănui. Și atunci acele cimitirii care aveau consacrat un statut parohial, că erau cimitirii parohiale, constituite prin donații ale oamenilor, fiecare odată câte o bucățică de teren acolo s-au constituit în decursul timpului cimitirul, ele trebuie să aibă un statut, știți? Adică biserica și le asumă, cumva, vedeți că și aici, la nivel de prefectură, ce obțin, opticile sunt diferite, Piatra Neamțul face acte pe cimitirii, Bacău nu face. Știți, câte ori am încercat să facem. S-au limitat la curtea bisericii. Altfel spus, mai pe de-a dreptul, ar trebui să fie gestionată, administrată de către primării. Exact. Pentru că e la aparțin de domeniul public. Nu este bunul parohial. El așa, în istoric, așa au fost și constituite. Cimitirii parohiale, deși ele sunt mai multe din lume. Noi vorbim de statutul lui și nu de lume. Statutul de lume a fost lui, deci cimitir parohial. Noi vorbim de statutul lui. Ca și imobil. Ca și utilitate în public. Nu, ca și imobil. Cui aparține?
terenul respectiv. În mod de față e administrat de către biserică, de către preoții pară. Iar ca proprietate nimănui. Cui? Ca proprietate nimănui. Posibil, posibil, dacă... Nu nimănui. Pentru că s-a pus problema așa înainte, știu bine asta, când parohiei doreau să își să-și dea roge. Iar de la nivelul guvernamental n-au fost de acord să lăsau cu bine cărți de imobil pe cimitir. Pentru că statutul lor nu era neclar. Spunea, da, cimitir, arhivii vor să-și dea sume, dar nu cred că e problemă și juridic. Nu erau de adevărat. Ele nu pot fi asumate arhivă și în domeniul public. Ne confruntăm cu o practică care e unitară. Am zis, personal a făcut propuneri aici, la parochia numărul 1 Orvin, să bagă în public. Cu s-a spus clar, nu, îl scoți de acolo, nu se bagă în public. Cine a zis asta? Vorbim și Comisia Județeană. Consiliul Județean? Comisia Județeană. Și atunci ne-am limitat la a face acte doar pe curtea bisericii și terenului care le-au în diverse locații. Restul rămânând în discuție și în analiză. Dar asta nu înseamnă explicația de asta. Dar direcția... Da. Direcția e clară. Corect. Așa s-ar părea. Mămurite. Ei, concesionar. Serviciul lasă să le deschide. Știi ce mă gândesc? Pentru că după cum arată, ce știi dacă m-a apucat, toți ați fost acolo. Da, dar nici. Dar nici nu are cum să fie atractiv. E tăi nimătățiune. Nu prea atractiv, că e iar aglomerat. Au dispărut cărările din trebuie. Asta e fost și oamenii greșesc, că nu respectă nimic. Exact. Ce-și fac, ce-și fac, sare, nu urmă, este altul. Nu e că Europa e o numătă de civilizație. Nu, uite, la ce e să vedea cu dar... Se trezesc cu pământul în care va avea un cimit în altea. E un haos. Tot ei supărați? Da, e un haos. Eu respect pentru tot ceea ce înseamnă. Dar lucrurile astea de când ne știm și de când știm. Da. Și nu trebuie să încerce cineva să facă, așa că am făcut privare la parochia din Vladea, când după părinții Cărana, care nu a acceptat, când de rând, când de zon să mergă fost tot timpul, o vin și o dă în parte idei și am zis, bă, primul lucru care faci, tai tot. Și o tăiat și o schimbat și pe lumea și nu a fi idei. Problema aici nu e arborele. Aici s-a fi probleme. Acolo era chestii ciudate, cum era. Și acum, nu știu, îmi pare rău, dar ăsta din centru arată mai rău decât cel privat. Da. Și eu m-aș bucura dacă ar intra sub... Soare e rău că e... Eu m-aș bucura dacă ar intra sub autoritatea administrației locale, fiindcă... Așa e că nu mor biserică, că nu primără. Nu e de la, să-l faci și mor biserică. E așa că mor biserică, da. S-a dus într-o oră de patru ori. Eu să chiar faci mor biserică. În timp se poate rezolva. Pe viitor, cum vor dispare cărările și de... Domnul președinte, hai să facem mai bine la de... Opt. Un tot. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT-ul Județul Bacău cu OAT-ul Județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Prin adresele 3054 a Consiliului Județean Bacău este comunicată hotărârea 86 din 28.04.2022 privind asocierea județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, implicit și contractul anexă. De asemenea, prin adresa 10.534, tot a Consiliului Județean Bacău, este comunicată hotărârea 84 din 28.04.2022, prin care sunt stabilite costurile medii anuale lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022. Și nu în ultimul rând, de dată recentă am primit prin adresa 56.438 a Direcției Generale pentru de Asistență Socială și Protecția Copilului, formularul de contract agreat, comunicat atât de cei de la direcție cât și de cei de la Consiliul Județean, contract pe care trebuie să-l încheiem și prin care ne vom asocia cu Județul Bacău ca să susținem acei 35% care sunt calculați. Vă spun cum imediat.
Deci nivelul contribuției consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor în procent de 35% pentru comune, respectiv 50% pentru orașe și municipii, atenție, din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare funcționării serviciului respectiv, astfel cum ele sunt stabilite prin hotărârea Consiliului Județean și nivelul prevăzut ca și standard de post aprobat prin hotărârea de guvern. Deci, pe fiecare centru care există la nivelul județului Bacău, atât în municipiu, în comunii, orașele aferente județului Bacău, Consiliul Județean a stabilit prin hotărârii care sunt plafoanele costurilor lunare cu întreținerea unor astfel de persoane, diferit de la un centru la altul, deci și cheltuielile sunt diferite, și implicit tipizatul de contract pe care astăzi, cu permisiunea mea, astăzi îl aprobăm. Implicit și Consiliul Județean a avut în vedere o coparticipare, o cotă parte în sarcina consiliilor locale în cuantum de 35% din aceste sume. Nu-i ceva nou, e un contract pe care îl aprobăm în fiecare an. Cine este de acord? Împotrivă, a fost bun, pe ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale acționarilor a ISEC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 25.05.2022. Așa cum v-ați obișnuit în ultima perioadă, ferește datorită modificărilor care apar și implicit interesului care există de a da curs investițiilor atât în rețeaua de apă cât și în rețeaua de canalizare, care vizează un număr important de comuni din județul Bacău. Numărul ședințelor de la nivelul ADIP este tot mai mare. Firește va avea sau să înceapă cea puțin convocarea unei ședințe în data de 25.05. Ședință în care dau succint citirii punctelor de pe ordinea de zi. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății la data de 31.12.2021, aprobarea planului financiar al societății perioada 2022-2026, aprobarea raportului anual al administratorilor societății și implicita realizării bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și planului de reparație curente și capitale a societății pentru anul 2021, 4. Aprobarea repartizării profitului net al societății în exercițiul financiar 2021 conform actului constitutiv al CRAB. 5. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor. Reprezentarea 6. Raportului anual al Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație. 7. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului. Și cam atât. Materiale formulate pentru parcurgerea procedurii. Deci, să punem problema delegării mandatului reprezentantului legal al UAT Urbeni pentru a vota pentru aceste punctii pe ordinea de zi. Știți, există vorba populară, un popor, primar din toate. Propunem ca domnul primar să ne reprezinte la nivelul ADIP și ADIS, el este cel îndiriguit să ne reprezinte. Ca să cine e mai este pentru? Împotriva tine. Și noi raport. Punctul 10. Raport privind starea economico-socială a UAT Orbeni, județul Bacău. Prezintă primar, tot a fost acest. Mai aveți obligările, dar ea... Puteți mă ridice, da. Da, așa am să fac. O să vă prezint câteva informații raportate la starea economico-socială a Comunei Orbeni la finalul 2021. Încă de la începutul mandatului am susținut toate demersurile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea comunei noastre. Apreciez că factorul uman este elementul principal în identificarea nevoilor și oportunităților de care are nevoie comuna și de aceea mă bazez pe o politică deschisă dialogului cu cetățenii implicați în viața comunității și pe transparența decizională la nivelul primăriei Comunei Orbeni. Evoluția unei comunități este permanentă, însă ea se face prin derularea unor investiții, prin diverse pachete de programe. În ceea ce privește raportul de activitate al primarului Comunei Orbeni, acesta conține informații despre activitatea aparatului de specialitate al primarului. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor din Comuna Orbeni o imagine generală asupra activității noastre în anul care a trecut
asupra modului și eficiența rezolvării problemelor comunității locale. Prin acest raport, doresc să ofer comunității noastre o imagine cât mai clară asupra modului cum am gestionat resursele locale în vederea realizării obiectivelor propuse la început de an. În vederea elaborării politicilor publice aplicabile, pentru intervalul la care facem referire în prezentul raport, s-au analizat rezultatele anului anterior și s-a continuat procesul de eficientizare a serviciilor în nivelul primăriei, nefiind neglijată nici eficacitatea, nici capacitatea, calitatea prestațiilor oferite. Obiectivul nostru major este respectarea legalității și a interesului cetățenilor în măsura posibilităților și a resurselor disponibile, identificarea proiectelor prioritare ale comunei și atragerea fondurilor necesare implementării acestora sunt preocupările principale ale primarului. Dezvoltarea comunei presupune rezolvarea problemei infrastructurii, asigurarea utilităților, aeronatului public și modernizarea drumurilor și altele. În conformitate cu prevederile articolului 156.3 litera din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/9/2019, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul prezintă Consiliului Local un raport anual privind starea economică-socială a unității administrativ-teritoriale, raport care constituie momentul bilanțului, ce se referă la capacitatea eficientă a administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și patrimoniul localității în interesul comunității locale pe principiile autonomiei locale. Proiectele realizate până în prezent, fie prin voturi guvernamentale, europene, buget local sau sunt vitale pentru comunitatea noastră. Deși anul 2021 a fost un an dificil datorită pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse de legislația specifică, proiectele comune europene și-au urmat cursul. Activitatea instituției s-a desfășurat normal, astfel încât cetățenii să beneficieze de informații, documente și servicii necesare. În anul 2021 nu au survenit modificări asupra teritoriului localității sau asupra categoriei terenului expuse în hotarele comunii față de anii precedenți. Populația comunei, în baza informațiilor primite de la comunicate de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2021 erau de 3810 locuitori, repartizați pe categorii masculini 1941, feminine 1869. Pe categorii de vârstă, între 0-4 ani 113, între, mă refer la cele masculine, între 5-9 ani 124, între 10-14 ani 116, între 15-19 ani 116, între 20-24 de ani 120, 25-29 de ani 123, 30-34 de ani 158, 35-39 de ani 153, 45-49 de ani 148, între 50-54 de ani 154, între 55-59 de ani 93, între 60-64 de ani 110, între 65-69 de ani 83, între 70-74 de ani 42, 75-79-31, 80-84 de ani 22, 85 de ani și peste 22. La partea feminină, între 0-4 ani 91, 5-9 ani 139, 10-14 ani 132, 15-19 ani 121, 20-24 de ani 123, 25-29 de ani 108, 30-34 de ani 134, 35-39 de ani 126, 45-49 de ani 146, între 50-54 de ani 125, 55-59 de ani 75, 60-64 de ani 95, 65-69-94, 70-74-86, 75-79 de ani 74, 80-84 de ani 55 și peste 85 de ani și peste 68. După cum observați, numărul populației este într-o ușoară scădere, cauza fiind îmbătrânirea și lipsa locurilor de muncă pentru tineri care ar trebui să stabilizeze tineretul în comună. În anul 2021 s-au organizat 17 ședințe de Consiliul Local, în care s-au adoptat 76 de hotărâri de către Consiliul Local al Comunei Urbeni, în creștere față de anul trecut, total toate fiind legale, neprimind observații asupra legalității, acestora așa, ce denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate și discutate în cadrul ședințelor Consiliului Local. Hotărârile adoptate de către Consiliul Local au intrat în vigoare la data aducerii la cunoștință publică sau comunicări în funcție de caracter normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepție.
Trecând la atribuțiile proprii, prima prevăzută de lege, dar și cea mai importantă, din care decur și celelalte, este asigurarea respectării Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor la decretelor președintelui României, a hotărârilor și ordonanții guvernului, a hotărârilor Consiliului Local și altor acte normative, ordine și instrucțiune ale ministrilor, ordine ale administrației publice, publice centrale și ale prefectului și ale hotărârilor Consiliului Județean, în condițiile legii. În acest sens, în perioada care ne referim, s-au urmărit ca imediată de la adoptare și publicare în actele normative să stabilească măsuri necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor ieșite din aceasta, prin stabilirea pentru compartimentul de aparatul de specialitate al primarului obligațiilor ce devin pentru aducerea de plinire acestora. Aparatul de specialitate al primarului a redactat proiecte de dispoziții și hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora. În cursul acelui așa, s-au emis de către Primarul Comunei Orbin un număr de 170 de dispoziții. În scopul bunei desfășurări activității, aceste dispoziții au fost emise în diferite domenii, cum ar fi convocarea de ședințe ale Consiliului Local, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea de ajutoare sociale, acordarea, încetarea, respinge cereri pentru alocații de susținere, precum și recuperarea unor sume încasate necuvenit, ca alocații de sprijin sau ajutoare sociale, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrări și achiziții publice, modificarea repartiției pe trimestre a cheltuielilor în bugetul local, virări de credite, era un alineat la altul, în cadrul aceluiași capitol, constituirea unor comisii de licitații și recepție lucrări, rectificarea acreditare civilă, comisii de inventariere, dispoziții emise în domeniul situațiilor de urgență, majorarea drepturilor salariale pentru funcționare publici și personal contractor de la fără specialitate al primarului, angajări de personal contractual, atribuire de sarcini de serviciu, delegare precum și alte domenii. Au fost de asemenea înregistrate în registrul de intrare-ieșire un număr de 7594 de documente, din care un număr de 3.448 cereri cetățeni, 3.385 adrese instituții, un număr de 47 sesizări reclamații care au vizat diferite domenii și care au fost soluționate prin deplasarea organelor locale la fața locului, prin răspuns înscris, 714 numere de înregistrare prezente la notificări interne, referate achiziții, declarații, completare, registru agricol, financiar, contabil, materiale ale ședinței de Consiliul Local și altele. În anul 2021 s-a eliberat un număr de 24 atestate de producători și carnete de comercializare necesare cetățenilor comunii pentru valorificarea producțiilor agricole de piață. În domeniul urbanismului s-au eliberat 10 autorizații de construire sau desființare și 34 certificate de urbanism prin solicitări în diferite cazuri. Activitatea de stare civilă pentru anul 2021 se prezintă astfel. Total act înregistrate 94, de naștere adopție 2, naștere transcriere 14, căsătorie 18, deces 60. Total certificate eliberate din cadru 193, naștere 73, căsătorie 38, deces 82. Mențiune 169, livrete de familie emise 28, dosare alocații copii 19, anexa 24, succesiune 102. Activitatea de stare civilă a fost verificată de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanei Bacău pentru anul 2020, când s-a constatat că aceasta s-a desfășurat în condiții corespunzătoare în conformitate cu legislația în domeniu. În concluzie, putem spune că activitatea în domeniul administrației publice s-a desfășurat în condiții bune, neexistând probleme majore care să nu poată fi rezolvate. Bugetul local. În anul 2021, situația economico-financiară a Comunei Orbeni s-a prezentat astfel. La partea de venituri, de numele indicator, pe secțiunea de funcționare au fost planificate în anul 2021 suma de 5.378.600, realizat 5.519.313, pe secțiunea de funcționare, din care venitul din impozitul pe venit 30.000 planificat, realizat 3.754.50, cote sumele de parcare din impozitul pe venit 1.420.000 planificat, realizat 1.413.059.25, alte impozite de venit, profit și câștig de capital planificat 2.000, realizat 2.062, impozite și taxe pe proprietate 480.000, planificat, realizat 360.049, sume defalcate din TVA 4.215.158, realizat 4.081.621.62, taxe pe servicii specifici, planificat 1.000, realizat 285, taxe pe utilizarea bunurilor, planificat 203.000, realizat 108.622, venituri din taxe administrative, planificat 0, încasat 7, venituri din proprietate 54.000, realizat 39.390, venituri din amenzi și penalități, planificat 110.000, realizat
124.612, diverse venituri, planificat, taxe speciale 504.900, realizat 3.690, donații și sponsorizat 10.000, vărsămente din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 2.204.450, realizat 1.108.889.63. Subvenții de la alte administrații 553.000, realizat 481.542, secțiunea de dezvoltare 3.677.350, realizat 2.580.298. Vărsămente din secțiunea de funcționare, planificat 2.204.450, realizat 1.108.881.63. Subvenții de la alte nivele administrației publice locale 26.300, realizat 26.200. Subvenții de la bugetul de stat 1.446.600, realizat 1.445.216.24. Pe partea de cheltuieli, cheltuieli total 9.813.950, planificat, realizat 8.353.098, pe secțiune. Secțiunea de funcționare, cheltuieli totale 5.378.600, este planificat și realizat 5.099.230, autorități publice 1.809.330, realizat 1.797.966. Ordine publică și siguranță națională 75.020, planificat, realizat 74.807. Învățământ planificat 530.800, realizat 453.152. Cultură 178.720, realizat 172.705. Asistență socială planificat 1.934.870, realizat 1.766.456. Locuințe, servicii de dezvoltare publică 225.000, planificat, realizat 222.871, transporturi 624.860, planificat, 611.273, realizat. La secțiunea de dezvoltare, cheltuieli total 4.435.350, planificat, realizat 3.293.868, repartizat pe capitole, la autorități publice 39.000, planificat, realizat 38.577, la învățământ planificat 2.622.600 și realizat 2.146.855. La capitolul sănătate 480.300, planificat, realizat 423.780. Cultură 65.500, realizat 59.011. Asistența socială 16.800, planificat, 16.704. Realizat locuințe servicii de dezvoltare publică 100.000, planificat, realizat 51.749, transportul 876.150, planificat, realizat 517.112. Și alte acțiuni economice, planificat 235.000. La capitolul activități autofinanțate, sursa E, avem venituri planificate în sumă de 578.000, realizat 364.636, concesiuni și închirieri 40.000, realizat 1.500, prestări servicii 538.000, realizat 363.136. Pe partea de cheltuieli, planificat 578.000, realizat 346.189, pe cămin cultural 2.000, planificat, realizat 777, servicii publice alimentare 132.000, planificat, realizat 86.766, salubritate 400.000, realizat 252.908 și agricultură Brășune 38.000 planificat, 35.739 realizat. Am încercat să prezint cât mai detaliat bugetul local la venituri și cheltuieli, având în vedere complexitatea activităților desfășurate și pentru apreciere mai aproape de realitate a activității desfășurate. După cum s-a putut observa prin prezentarea datelor de mai sus și în cursul anului 2021, un an dificil având în vedere pandemia, s-a încercat și putem spune că s-a reușit încasarea taxului impozitului la contribuabil de la contribuabil, aceasta realizându-se într-un procent de 73,29%, datornicii fiind persoane juridice și persoane fizice care nu și-au plătit taxele către bugetul local la termen stabilit de lege, suma totală fiind de 1.792.787 lei. O contribuție importantă în realizarea acestui lucru constituie schimbarea opticii privind achitarea datorii ce devin majorității contribuabililor, persoane fizice și juridice, cu toate că în multe cazuri situația economico-financiară a cetățenilor nu este una dintre cele mai bune. Cred că și în anul 2022 o să avem, cred că și în anul 2022 o să avem o bună colaborare cu toți contribuabilii pentru a-și achita integral datorii și contribuții la plata taxelor și impozitelor stabilite conform legii.
În contextul actualei situației epidemiologice de răspândire a virusului SARS-CoV-2, este necesară plata taxelor și impozitelor prin mijloace electronice online, prin sistemul ghișeu.ro, sistem ce reprezintă unul din serviciile de bază puse la dispoziția cetățeanului. În sistem au fost introduse noi funcționalități care să oglindească beneficiile oferite utilizatorilor și care au ca efect directarea creșterea satisfacțiilor contribuabililor și au făcut ca plata taxelor și impozitelor să fie mai ușoară, mai sigură și mai rapidă. Funcționalitățile ghișeului.ro ar fi vizualizarea și plata debiturilor pe care un contribuabil le are la nivel național, consultarea unui istoric al tranzacțiilor efectuate prin punctul ghișeu.ro, generarea unei dovezi de plată în urma efectuării unei tranzacții cu succes, obținerea datelor de autentificare fără a mai fi nevoie de deplasare la sediul instituției. Sperăm că în anul 2022 să se realizeze încasarea majorității veniturilor prognozate în buget pentru a putea să ne rezolvăm toate investițiile și alte gatilicătichel pe care le-am prevăzut pentru anul 2022 în proiectul de buget. La capitolul asistență socială, în cadrul primăriei Orbeni, își desfășoară activitatea un centru de zi, care având ca ce are ca obiect de activitate, intervenția timpurie asupra copilului. În anul 2021 au fost efectuate cheltuieli de personal în sumă de 260.897 lei pentru număr de 5 salariați și pentru funcționare. Au fost executate cheltuieli în sumă de 18.873 lei, energie electrică, telefon, gaz, combustibil pentru auto, întreținere auto, furnituri, birou și alt, și cheltuieli de capital în sumă de 16.784 de lei. În cursul anului 2021 au beneficiat de prevederi legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat în medie un număr de 128 de familii și persoane singure. Sumele cheltuite cu această destinație în anul 2021 sunt următoare. Pentru ajutorul de încălzire au fost cheltuite suma de 421.542 lei. În anul 2021 au fost în plată în medie un număr de 23 dosare asistenți personal și un număr de 8 persoane care au beneficiat de indemnizație persoană cu handicap conform legii 448/2006. Suma totală cheltuită pentru plata salariului asistenților personal în anul 2021 este de 900.117 lei, iar pentru indemnizația lunară a persoanei cu handicap suma de 165.027 lei. Alocații de stat conform legii 63/1993, 41 de dosare. Indemnizații creștere copil conform ordonanței de urgență al Guvernului numărul 111/2010, 9 dosare. Stimulete inserție conform UG numărul 111/2010, 7 dosare. Beneficiarea legii 277/2020 republicată privind alocația pentru susținerea familiei a fost în număr de 22 beneficiari. Beneficiarea legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar al copilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădinițe, au fost 15 beneficiari pentru etichete sociale de 100 de lei pe lună. La partea de învățământ, activitatea de învățământ comunal s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare. Activitatea instructivă educativă în cadrul Comunei Orbeni s-a desfășurat pe parcursul anului 2021 după cum urmează. Pentru satul Orbeni funcționează școala gimnazială cu clasele 1-8 Orbeni, unde își desfășoară activitatea elevii claselor 1-8, obiectiv, pentru care s-a realizat branșamentul la rețeaua de gaz metan, a fost realizată rețeaua de utilizare și achiziționată centrală termică pe gaz, de asemenea, grădinița numărul 1 Orbeni, în care se desfășoară activitatea preșcolară din satul Orbeni, într-un spațiu nou, modern, datat corespunzător, obiectiv realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL2, obiectiv pentru care s-a realizat branșarea la rețeaua de gaze naturale, s-a realizat rețeaua de utilizare, s-a achiziționat și centrală termică pentru gaz. O altă investiție necesară de activități educaționale excepționată și dată în folosință, unde toți elevii își pot desfășura activitățile de sport în condiții deosebite, este sala de educație fizică școlară, obiectiv realizat prin Compania Națională de Investiții, pentru care, de asemenea, s-a realizat branșarea la rețeaua de gaze, unde a fost achiziționată și centrală termică și rețeaua de utilizare. Pentru satul Scurta funcționează școala clasele 1-8 Scurta, școala numărul 3 Scurta, obiectiv nou realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, unde își desfășoară activitatea preșcolară și elevii clasele 1-4, spațiul dotat corespunzător cu mobilier nou achiziționat prin bugetul local. Obiectivul de investiții, construirea grădinițe cu 3 săli de grup în satul Scurta, comuna Orbeni de Bacău, era la data de 31 decembrie 2021, un curs de execuție realizat în procent de 90% la ora la care discutăm, este deja recepționat și lucrurile au fost finalizate acolo.
urmând ca nou an școlar, că n-avea rost să bulverseze copiii acum să-i aducă în timpul anului școlar să înceapă activitatea acolo, din septembrie sau până începe noua școală, copiii preșcolari din zona respectivă să-și înceapă activitatea în nou spațiu. Mobilierul există, este împrăștit la cele două grădinițe, grădinița Urbeni și grădinița Scurta, urmând ca în perioada de vacanțe, mobilierul necesar copiilor acolo să fie... La toamnă, copiii din zona respectivă rămân acolo, copiii de la zona de centru și partea de jos a satului vin la centru. Cam cât sunt o medie la scurt a copiii? Băi, sunt. Să știi că cele două spații rămân. Am o grupă, două pe fiecare unitate de învățământ. Acum cred că sunt patru grupe la deal. Patru sunt, îți pline toate. 15-20, chiar am văzut că am fost prin clasele lor, prin toate clasele și sunt copii la școală. Sunt. Deocamdată. Da, sunt patru grupe care funcționează. Tot parțialul de la 9-3 este cu, dar sunt și copiii de jos. Că aici nu mai am o să înveți, nu mai am cont. Și acolo avem spațiu, avem mobilier, avem tot ce trebuie și o să rămână. La dealul sală, două, o să rămână disponibil pentru alt gen de activități. Așa, în instituții de învățământ, de pe raza unității administrative teritoriale, Orbeni, s-au desfășurat activitatea în anul 2021, număr de 33 de cadre didactice, din care 24 profesori titulari, profesori suplinitori calificați 9, persoane personal didactic auxiliar secretar contabil 2, personal didactic 9. Unitățile de învățământ de pe raza Comunei Orbeni au fost înregistrate în anul 2021, număr de 463 de elevi, din care preșcolar 106, învățământ primar 205, învățământ gimnazial 142. Munca depusă de cadre didactice ale celor două școli s-au văzut în obținerea rezultatului de către elevi la examene care le-au susținut și mai ales la examenul de repartizare la liceu al elevilor care au terminat clasa A8. Pentru buna desfășurare a activităților educaționale, administrația publică locală în anul 2021 a făcut demersuri pentru asigurarea funcționării instituțiilor de învățământ. Cheltuielile totale pentru învățământ au fost de 2.600.007 lei, din care bunuri și servicii 342.049, din care din bugetul local au fost alocați 277.000 lei, burse 133.000 lei, din care bugetul local 55.597, diferența din TVA, asistență socială 55.506, cheltuieli de capital 2.146.855 lei. Pentru că activitatea educațională se desfășoară în condiții normale, au fost depuse spre obține finanțarea în vederea execuției la Compania Națională de Investiții, respectiv Fondul de Mediu, proiecte ce vizează construcția și reabilitarea în satul Orbeni, următorul proiect, amenajarea terenului de sport în satul Orbeni, Comuna Orbeni, reabilitarea termenului școala clasele 1 Orbeni, în satul Orbeni, Comuna Orbeni, și creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orbeni, Zetrul Batur, la procesul de învățare online în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, prin achiziționare de echipamente IT. Aici v-am spus și la ședința anterioară, parcă, dacă nu greșesc, că cererea noastră pentru finanțare a fost admisă. Urmează ca în perioada următoare să vedem ce mai pași mai sunt de făcut, semnat contractul de finanțare, licitația și școală. Cele trei școli din Orbeni vor dota de niște dotări performante, table inteligente, laptopuri și alte lucruri de genul ăsta de care școala are mare nevoie în momentul de față. Pentru ca unitățile de învățământ să funcționeze în condiții normale, s-a asigurat în timp igienizarea locărilor necesare de combustibil solid pentru sezonul rece 2021-2022. Cu ajutorul dumneavoastră, al consilierilor locali, colegilor din aparatul de specialitate al primarului, pentru sărbătorile de iarnă, au fost posibil achiziționarea unor pachete constând în dulciuri ce au fost acordate tuturor copiilor din comună cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor ce au fost aproape de noi în acele momente și să încercăm să menținem și să îmbunătățim această activitate. Biblioteca comunală. În Comuna Orbeni funcționează biblioteca comunală de servită de o singură persoană angajată pe post bibliotecar. Actualmente există un fond de carte diversificat. Biblioteca Orbeni are număr de 11.126.57 volume. Cheltuielile pentru bibliotecă din anul 2021 au fost de 64.655 lei, din care cheltuieli de personal 40.711 și bunuri și servicii 23.944. La capitolul cultură, Cabinetul Cultural Orbeni funcționează și se află într-o stare bună. Au fost organizate unele manifestări artistice în Cabinetul Cultural Orbeni, la care au participat, printre altele, și grupul Spic de Grâu, coordonat de către doamna profesor Maria Șaroară, activități desfășurate în cadrul proiectului Cânte Popular, Parte din Sufletul Satului Meu,
toate evenimentele culturale au avut loc cu respectarea restricțiilor privind răspândirea virusului COVID-19. De la ființare și până în prezent, tot în acea perioadă, în 2021, a fost înființat la Orbeni, în colaborare cu Universitatea Vasile Alexandrei de Bacău, un centru de tineret, unde de asemenea se desfășoară activități cultural-educaționale cu elevii școlilor din Orbeni și Scurta. Așa, grupul Speak de Gru, după cum știți și dumneavoastră, a fost invitat să participe la mai multe festivaluri, concursuri și emisiuni TV, unde au fost felicitați și au primit premii și distinții care fac onoare comunei noastre. Și aici putem exemplifica o diplomă de participare la ediția 27 a Festivalului Județean de Folclor la Slănic Moldova, mare trofeu obținut de grupul Speak de Gru la concursul Muguri de Fluier, la Buzău, la Festivalul Dor de Cântec Românesc, au obținut premiul trofeu categorii grupul la Festivalul Universal al Mării în Timp, la concursul de interpretare vocală Regiunea Nord-Est la Ateneu Bacău, la emisiuni TV, Prieno TV, Favorit TV, Național TV 6. Proiectul Dotarea Comunei Orbeni cu Bunuri privind valorificarea tradițiilor locale a fost finalizat, au fost achiziționate un număr de 16 costume populare complete, în valoare de 5.000 de euro, costume ce sunt folosite de către membrii grupului Speak de Gru la diverse sărbători, festivaluri și festivități. Suma de bani a fost obținută, dosarul de finanțare a fost depus la GAL Valea Trotușului, al cărui membru suntem. În fiecare an, de ziua erorilor, se ridică parastasul la Monumentul Erorilor din satul Orbeni. În vederea asigurării condițiilor pentru activitățile social-culturale educative pentru satul Scurta, a fost depus la Compania Națională de Investiții un proiect ce vizează realizarea obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural în satul Scurta, Comuna Orbeni, în cadrul subprogramului așezamente culturale. De asemenea, pentru dotarea căminului de cultură în satul Orbeni, a fost depus la Firiaș în vederea finanțării un proiect pentru dotare cămin cultural. Proiectul a fost declarat eligibil, dar fără finanțare. S-a terminat bani. Și la vista întregi, la toate, proiectul a fost corect, întocmit, s-a dat undă verde, dar banii fiind probabil fiind foarte multe proiecte și în ordinea în care au fost depuse. Da, la primul susținut. Să sperăm că se va întâmpla. Cheltuieli pentru susținerea culturilor în 2021, cu total de 108.000 lei, din care pentru susținerea culturilor sumele au fost repartizate prin hotărâre de Consiliul Local, parohiile din Comuna Orbeni, în vederea întreținerii clădirilor și a bunurilor și împrejurimului. La capitolul sănătate, așa după cum bine cunoașteți, au fost finalizate lucrările obiectivului de investiții. Reabilitare, extindere și dotare de sfințar roman, atât în satul Orbeni, unde a reușit să dotăm și atât cabinetul medicului de familie, cât și cel unde își desfășoară activitatea medicului stomatolog, cu mobilier nou modern, și încă de la finalul anului 2020, cetățenii comunii pot beneficia de a rezolva probleme de sănătate în condiții decente, iar în stat modern, dotat corespunzător, la care s-au realizat și aici branșarea la rețeaua de gaz metan, unde a fost achiziționată centrala termică de gaz și rețeaua de utilizare. De asemenea, și obiectivul de investiție, reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în satul Scurta a fost finalizat. Și aici s-a făcut activitatea un medic de familie și farmacia. Și mai nou, acum a fost încheiat și contractul, trebuie semnat după 20 de zile, cam pe 19, cam pe 19 sau în perioada imediat următoare. Am reușit să închiriem spațiu și pe partea din spate a clădirii, mai sunt acolo două camere, unde își va desfășura activitatea un medic, un fizioterapeut, am zis bine, da? Și va activa acolo și ar fi un lucru bun pentru și cei de la Scurta, și cei de la Orbeni, sau cei care doresc și au nevoie de astfel de asistență medicală. La capitolul servicii publice s-a încheiat un contract pentru mentenanță cu o societate comercială de profil. Pe perioada contractului nu au fost semnalate deficiențe în relația contractului cu firma menționată. Au răspuns ori de câte ori au fost nevoie la intervenția lor, de intervenția lor, pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului de lumea public stradal. Beneficiar fiind cetățenii din cele două sate, Orbeni și Scurta. În cadrul acelui capitol este curs de finalizare, actualizare publică, au fost obținute avizii necesare. În curând va ajunge pe masa Consiliului Local Orbeni spre aprobare, deja potrecut, sunt avizul dumneavoastră, referitor la obiectivul de extindere rețelei de distribuție gaze în Comuna Orbeni, cu satele aparținătoare Orbeni și Scurta, vă pot informa că, conducta existentă a fost pusă în funcțiune,
iar la această dată sunt branșați la rețea în jur de 120 de abonați. În același timp, în contextul noii legislații, au fost depuse solicitări de extindere și realizare rețea distribuției și branșamente gaze naturale în satele Orbeni pentru strada Răzii și Orfăineni și Luminii Negri, Străină Elena, Grigore Bădărcă, Școlii, Vierilor, Petrici, Butărâi, Tineretului, Părului, Țițulești, Chemușești, iar pentru satul scurt, pe strada principală, de la intrare până la școală, plasele 1-8, da? Deja rețeaua a fost executată, la fel și străzile Străină Elena, Grigore Bădărcă, Buz, Vierilor, Butărâi, Petrici, Tineretului, Părului, Principală Scurta, din punct școală 1 Scurta până la pod, la Irmia, Filoftea, nu? Până acolo. În momentul de față se lucrează pe dronsonul de la intersecții CAP-ul, mă rog, la SMA de aici, până la școala 1 Scurta. Urmând ca perioada următoare, trebuie să se extindă în Orbeni pentru societatea Multistal, pe dronsonul de la școala numărul 1 Orbeni până la Dunava Ernestică, urmând partea de sus să vină în Montrepont de la Târgu Mureș și cu Insgazul, celelalte două firme care au câștigat. Dar sunt faze de autorizare, mai un pic suntem pe punctul de a finaliza documentațiile și vor primi ordinul de începere pentru execuția de lucrări. La acest capitol au fost alocați și realizat suma de 24.620 lei, din care pentru bunuri și servicii 222.871, cheltuie de capital 51.749. La capitolul transporturi, în anul 2021 au fost reparate și întreținute majoritatea drumurilor din toate categoriile din comuna Orbeni, pe toate străzile s-au intervenit cu balastru, retrofilare, cu autogride și cu utilajele noastre din dotare, în mai multe rânduri și în urma ploilor abundente unde am creat probleme. După cum știți, suntem în așteptarea soluției date de cei de la timp pe programul Angel Salini cu cele patru proiecte privind modernizarea de drumuri, nu mai dau citire că le cunoașteți, că am repetat de nu știu câte ori. Suntem într-o fază avansată, pe primul proiect care înseamnă modernizarea de drumuri și construirea pod adormirea Maicii Domnului și include o serie de străzi, Țitulești, Făinești, Chelmușești, Coasta Mori, Biserica Talpă 1 și 2. Deja am întocmit proiectul tehnic, în condiții în care vom primi undă verde de la Ministerul Dezvoltării, nu mai rămâne decât să realizăm investiția. Autorizația de construire avem și pentru cel de-al doilea proiect și suntem în curs să obținem și pentru celelalte două, pentru străzile Butării, Chietriș, Nicolae Negri, sau Crimilor, Luminilor, Grigore Bădărcă și Potifăinești, Cucovei și acolo avem și un pod. Am primit avizele toate, mai am de la mediu și după care obținem autorizația de construire. Biserica Nouă, Bradului, Școlii. Să sperăm că vom obține finanțarea, măcar da, nu la toate, că sunt conștient că nu o să putem să obținem pe toate cele patru proiecte, dar măcar două, trei, nu știu. În comuna Orbeni, transportul persoanelor către orașul Bacău este asigurat de patru firme de transport, cum bine știți, firme care, în principiu, și nu prea își respectă clauzele contractuale. Au fost situații în care au fost extrem de multe nemulțumiri, calitatea transportului, programul respectat cel puțin în perioada pandemiei și de după nu mai știe nimeni ce program au, cum au. E o situație destul de delicată și din discuțiile cu cei de la Consiliul Județean am încercat să mai să revenim la normal, dar greu. Foarte greu. Trebuie să recunoaștem că e o mare problemă. Se pregătește. Toți o amânat, s-o pus caietul de sarcină. Noi am transmis condițiile noastre ca și recomandări, dacă o să țină condiții și sper să țină. Sperăm să nu se mai întâmple să fie la fel trei firme pentru... Numai că lucrurile s-au cam schimbat acum, pentru care decât să vedem caietul de sarcină, o să fie niște operatori mult mai puternici, ca și condiții impuse, operatori care se pare că vor fi nevoiți ia toată zona, nu mai vin unul la Orbeni, unul la Scurta, unul la Cucova, unul la Valesen. Nu știu ce se întâmplă, să iau modelul din Ardeal, din câte am observat, în ce zone merge și dă randament foarte bine, acum o să vedem dacă se mai găsește transportatori. Deci așa care se fac. Nimic, după amiază, nu mai merg, nimic. Adică cu pandemia s-o dă peste cap tot. Și acum e prin punctul de unii știu că nu mai vor beneficia și lucrurile stau, da, cu amenințări, cu amiază și cu alte sancțiuni. Plus că toate aspectele astea negative, că
Deci acolo se cere un raport. Bă, cum a mers? Cum ai funcționat pe zona în care ai avut contractul, licența? Și o să țină cont și de lucrurile astea. Și nu puteam spune niciunul că-i mai mai o chierică celălalt, că fieți iau unul după apa. Și la nerespectarea programului, și la creșterea prețurilor. Nu trebuie să oameni bun. Se cer mașini noi acum? Da, se pun o serie de condiții. Mașini noi cred că au fost ca și condiții impuse. Și nu s-ar de mașini noi de rezervă în garaj. Da, sunt o serie de condiții. Dacă vă uitați pe site-ul Consiliului Județean, da, n-au fost chestiile astea. Dacă vă uitați pe site-ul Consiliului Județean, o să vedeți. Site-ul de sarcini și toate condițiile impuse. Pentru cei care doresc să... De partea serviciului pentru situații de urgență, și aici a fost achiziționat de material de intervenție în caz de dezastre, obiecte, mă rog, care menționam la prima dată la îndemână, lopeți, lanterne frontale, măturici, motopompă pe benzin. Au fost verificate și reîncărcate stingătoare de incendii pentru sediul primării, școli, cămini, culturale. Au fost emise actele de autoritate în domeniul situațiilor de urgență, au fost adoptate hotărâri cu privire la instituirea unor reguli și măsuri de prevenire a incendiilor pentru contractarea efectelor periodice caniculare sau secetoase, au fost stabilite reguli și măsuri de prevenire a incendiilor pentru evacuații, precum și de alte documente. Noi ne facem datoria, încercăm să facem lucrurile astea, dar anul ăsta nu a fost ca niciodată. A fost dezastru la capitolul incendiilor. Cel puțin în primăvară și vânturile și uscăciunea, seceta care au avut loc, nu era zi să nu fie două, trei incendii. Nu era zi lăsată de la Dumnezeu. Și în special mai noaptea, să nu fie două, trei astfel de situații. Au fost înregistrate și la incendii, la gospodării cetățenilor, la două incendii, fără victime, doar pagube materiale. La capitolul agricultură, Comuna Orbeț, au înregistrat registrul agricol numărul de 1992 de gospodării, 1272 de poziții din care persoane fizice din localitate 178, persoane fizice din afară localității 320, persoane juridice din localitate 61, persoane juridice din afară localității 13. În satul scurt, sunt 720 de poziții, persoane fizice din localitate. Din punct de vedere al categoriei de folosință a terenului agricol din comună, se prezintă altfel. Total teren agricol 2.995 de hectare, din care arabil 2.339, pășun 392, fânețe 94, vii livezi 226, grădini familiale 15 hectare, suprafețe forestiere 1.807, culturi, curți și clădiri 161 de hectare, drumuri forestiere și căi ferate 119 hectare, terenuri degradate și neproductive 166 de hectare, terenuri neagricol 2.995 hectare, suprafața totală 5.765 hectare. Efectivele de animale la finele anului 2020-2021 se prezintă astfel. Bovine 189 de bucăți, ovine 1083, caprine 665, porcini 40, caprine 45, iepuri 120, căi și curci 1200, gâțe, gâște și rații 200, familii de albine 250. Și din aceste informații se observă o scădere a numărului de animale. Ziceam noi că din vânzarea acestor unui producător și asigură existența în alții nu mai au posibilitatea și forță de muncă de a creștere animale și aceasta datorită vârstei înaintate a crescătorilor de animale. Iar tineretul, pentru tineret nu prea mai vrezi de interes. Producția vegetală a fost acceptată în anul 2021, însă deținătorii de teren în satele aparținătorii comunii se confruntă cu lipsa forței de muncă pentru ca populația este îmbătrânită, lipsa pieții de desfacere, în special la animale, prețurile sunt descurajante pentru producători. Alături de aceste aspecte, fenomenele meteo, culoarea atmosferică, lipsa mijloacelor financiare, dar și alte factori au dus la obținerea unor rezultate modeste în agricultură în comuna Orbeț. În anul 2021 a fost un număr semnat de cetățeni ce au intrat în posesie de extrase de cărți funciare, obținut în urma efectuării măsurătorului de cadastru sistematic în tablalele T10 în Tripuraie Orbeț, T9 la Opște, T68 în Ftimii Popa, T84 la Hrepărie. De asemenea, au fost realizate planuri parcelare pe toată zona cuprinsă între Hotarul, Balaseacă și Paharul. Din ceea ce am prezentat în acest raport, vă spune că s-au făcut pași importanți în continuarea dezvoltării și modernizării comunei. Putem să tragem concluzia că ne aflăm pe un drum bun. Sunt multe de făcut și îmi doresc ca fiecare cetățean din comunitate să simtă că noi, cei din administrația publică locală, suntem aici pentru ei și tot ceea ce facem, facem în beneficiul lor. Îmi doresc ca implicarea și spiritul civic să existe întrucât doar împreună putem realiza un viitor mai bun pentru copiii noștri.
Așadar, există motive întemeiate să abordăm anul 2022 cu încredere și speranța într-un trai mai bun pentru toți locuitorii Comunei Muntenii. Vă mulțumesc! Aici mai am organigrama primării, dar nu cunoașteți, n-au apărut modificări și componența Consiliului Local. Pentru lumea asta. E loc și de mai bine. Sperăm ca de viitor să putem beneficiezi mai bine, realizări mai multe, mai mari și în beneficiu tuturor celor pe care ne reprezentăm. Cam asta ar fi raportul privind starea economico-socială la sfârșitul anului 2021. Bune cu ele. Încercăm să fim optimiști. Deci trebuie să recunoaștem că e o perioadă destul de grea și pandemia. Dar cel puțin acum și cu războiul și cu creșterea asta, nu știu dacă justificată sau nu a prețurilor, toată lumea e într-o situație destul de delicată. Majoritatea proiectelor, sperăm că în condițiile în care vor obține finanțarea, toate devizele generale vor trebui actualizate, vor avea o altă formă, vom vedea dacă soluțiile de acoperire a cheltuielilor ne stau la îndemână. E o situație destul de delicată, dar sperăm să-i facem față. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ați dat dovadă și în anul 2021 și din 2021 până în momentul prezent. Toate realizările sunt făcute, cred eu, în echipă, în echipa, aparatul propriu, dumneavoastră și oamenii și cetățenii din sat care s-au implicat și au sprijinit măcar ceea ce de fapt ne doriți să facem. Pentru că singura noastră dorință este să le îndeplinim dorințele, atât cât o să putem și atât cât o să reușim. Observați și dumneavoastră că majoritatea proiectelor, atât cele care au fost realizate și care sunt în curs de realizare, sunt în beneficiul celor pe care noi reprezentăm. Sper să ne ajute Dumnezeu să putem realiza ca măcar o parte, dacă nu tot, din ceea ce ne-am propus. Așteptările sunt mari. Posibilitățile sunt cele care sunt, dar ne zbate pe toate căile să găsim soluții și resurse, să atragem fonduri, fie guvernamentale, fie europene, ca să putem asigura finanțarea proiectelor pe care le-am propus. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot sprijinul și sper ca și de aici încolo să dăm dovadă de o echipă unită și să reușim în ceea ce ne-am propus. Cred că asta așteaptă oamenii de la noi. Mulțumesc! Așa este frumos! Declară pe ședința. Da, a spus. Mulțumim! Da, a fost o discuție lungă.